Suntem într-o perioadă specială a anului și tocmai de aceea mi-am dorit să aduc lângă mine niște persoane foarte speciale. Sunt două actrițe din Hai Hui în timp, în dreapta mea Ela Prodan și Anca Florescu. Și ele nu au în comun doar faptul că au apărut în Hai Hui în timp, ele sunt și actrițe, două actrițe foarte bune, dar sunt și mame și cred că avem foarte multe subiecte de discutat în seara aceasta. Ce faceți? Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine te-am găsit! Mamă de doi! Așa, și de unul. O fetiță. Așa, da. Și o băiat. Deci, uite, vezi cumva să avem cercul complet, da? Da, suntem un cerc complet și super fericite, nu? Că suntem mame în primul rând. Da, foarte, foarte, foarte fericită. Eu mă gândesc, bine, cred că te-am văzut privirea. Ce? Da, și ce? Păi să știi că asta este unul dintre subiecte pe care aș vrea să le abordez, să discutăm despre treaba asta. Cum împăcăm, că uite, toate avem latura asta artistică, cum se împacă treaba asta, artist și în același timp trebuie să fii și mamă. Știți că cineva la un moment dat spunea, un regizor român, dar nu-i spunem acum numele, că dacă ești femeie și activezi în domeniul ăsta artistic, spunea despre regizori, nu poți fi femeie regizor bun. Ori ești un regizor bun și o mamă execrabilă, ori ești o mamă bună și un regizor prost. Eu nu cred în treaba asta. Acum, fiecare este cu părerile lui și cu opinia lui, dar aș vrea un pic să abordăm și subiectul ăsta. Dar înainte de a aborda subiectul ăsta, vreau să vă întreb ce ați mai făcut voi de când nu ne-am mai văzut, pentru că mulți știu deja că am tot zis în presă peste tot. Noi am început Hai Hui în timp în 2018 și am sfârșit prin a fi Hai Hui în timp, la propriu, pentru că s-a întins filmul ăsta de nu s-a mai terminat, dar uite, în sfârșit este în cinematografie acum. Și cu voi, cel puțin cu tine știu clar când am filmat, cel mai mult am filmat în primăvara lui 2019, cu tine el am filmat și în 2018 puțin, îmi aduc aminte și pe urmă ne-am întins și pe perioada ulterioară. Da, am avut ultimele secvențe filmate în sala de sport. Toate exact. Secvențele alea. Dar și tu ai fost competiție. În sala de sport. Da. Și tu ai fost în sala de sport. Acolo, și... da. Dar voi n-ați fost așa de chinuite la băieții săracii. Adică partenerii voștri din film, tații din film, au fost chinuiți, alergați. Păi să știi că eu am văzut abia la proiecția filmului. N-am știut exact câte secvențe au, câte zile de filmare au avut și chiar mă gândeam la asta. Zic că am scăpat ieftin. Da, ați scăpat ieftin. Dar mai țineți minte, mai aveți amintiri legate de începutul proiectului din 2018? Pe toată lumea întreb chestia asta. Deci, toți care vin aici, una dintre întrebări asta este, mai ții minte cum a fost la casting sau mai ții cum a fost când ați auzit de proiectul ăsta și cum v-ați raportat la el? E ok, Anca, dacă zici că nu, că ți-amintesc eu, nu, că nu, eu sunt amintesc, elefant, eu știu din proiectul ăsta, cred că fiecare secundă. Eu mi-amintesc ce mi-a plăcut la casting și o să fiu foarte sinceră. Mi-a plăcut faptul că am fost aleasă cumva... că m-ați vrut voi neapărat. Știi, și pentru mine a contat chestia asta. Zic, păi, e mare lucru, știi? Să fii chemată, băi, te chem că vreau să fii mămica nu știu cui. Așa e. Și e puțin și de vanitatea noastră ține, știi, a unui actor. Absolut, da. La actori, la artiști, în general. Și m-am simțit bine, știi? M-am simțit importantă. Cred că asta contează, știi? E fost foarte importantă și eu să știi că am ținut la fiecare... Eu, chiar pentru anumiți actori din film, am luptat. Inclusiv pentru Bebe Cotimanis. Știi că mi se zice, băi, nu, Bebe Cotimanis, nu, o să vină, mă, e inabordabil. Băi, dar mi-am dorit atât de mult, cumva că s-au aliniat planetele. Așa cum și la voi, inițial când la anumite persoane chiar mi-am dorit, știi? Că vă mai știam din anumite apariții. Nu vă știu așa mult din zona de teatru și aici îmi pare rău și o să discutăm și despre treaba asta. Mai ales tu, Anca, că știu că joci niște spectacole importante, să-mi spui pe unde să vin să te văd. Da, sigur. Pentru că după Hai Hui în timp s-a întâmplat să fiu invitată la spectacole de actori din film. Băi, și am văzut în cu totul și cu totul altă lumină, adică am avut niște surprize de-astea fenomenale, știi? Dar revenind la ce vorbeam cu castingul, tu mai ții minte? Eu țin minte că m-a sunat Horațiu, am primit un telefon și... Mi-a explicat pe scurt despre ce e vorba, dar asta nu mai țin minte. Știi ce nu țin minte? Nu țin minte dacă a fost o probă înainte sau după. Noi ne-am întâlnit înainte sau după. Asta nu ai minte. Venit la probă direct. Nu, am venit direct la ai probă. Venit direct la probă, după da. Ce m-a sunat Horațiu, mi-a explicat și mi-a spus despre ce e vorba, am venit la probă
A, și cred că m-a anunțat apoi că fac parte din proiect. Era un moment mai delicat în familie, îl pierdeam, da, pe unchiul meu. No, dar nu am știut treaba asta. Nu e nicio problemă, nu. A fost oricum lucrurile între mine și el. Am avut o relație foarte specială și s-a încheiat foarte frumos. Și inclusiv vestea a venit în momentul în care el pleca, aveam un moment mai special, că stăteam de vorbă cu el în momentul ăla, chiar stăteam de vorbă cu el. Și, mă rog, îi spuneam eu niște cuvinte, îmi imaginam că e undeva acolo sus. Și a sunat Horațiu. Și da, sau... Mai să știi că anumite, apropo de chestiile astea, uite, n-am mai zis, e prima oară când zic, dar cumva că te-am văzut că te-ai emoționat. Și asta... Mă emoționează, dar într-un sens foarte bun, să știi. Adică chiar a fost, cred că, prima trecere pe care am privit-o altfel. Pentru că am avut parte în perioada aceea de niște oameni foarte frumoși și niște oameni care au trecut prin asta, care au citit mai mult și care sunt extrem de pasionați de zona aceasta de comunicare la un alt nivel decât cel pe care îl avem noi de zi cu zi sau cotidian. Absolut, da. Și care există și în care cred foarte mult și e o emoție foarte plăcută, pentru că într-adevăr am simțit că acolo a fost și un pic intervenția lui. Da, da, nu e nimic întâmplător. Așa cum exemplu, când tot vorbeam de treaba asta, vreau să fac film pentru copii și că e greu cu finanțarea și am vorbit cu niște prieteni de familie și tot discutam în tot felul de cercuri. Și în momentul în care m-a sunat prietenul ăsta al meu să-mi zică, băi, cred că am găsit un om care ar fi interesat, are o asociație, e interesat să investească, eu chiar eram la tata, la cimitir, bine, acum nu vreau să întristez discuția. Am avut o relație foarte specială cu el și cumva unul din motivele pentru care fac film e cumva dedicat lui, știi? Și apropo de treaba asta, cred că se aliniază planetele și cred că nimic nu este întâmplător, știi? Cumva se creează un soi de... Știi că trebuie să te duci acolo pentru că se întâmplă într-un anumit moment, cumva. Da, așa este, așa este. Întotdeauna se întâmplă și cu un anumit scop. Da, dar faza asta cu filmul pentru copii, cum mi s-a părut inițial? Mie mi s-a părut aproape, sincer, aproape ireal. Ireal, nu, da, pentru România 2018. Pentru că în momentul în care m-a sunat Horațiu și mi-a spus ok, totul este în regulă, uite cine mai face parte din cast, uite cam cum o să fie zilele de filmare, spațiile, cam despre asta e vorba pe scurt. Și am avut fracțiuni de secundă în care m-am gândit, Doamne, să mă văd acolo, adică, ok, da, sună foarte bine, dar dacă sună aproape ireal. Tu ai la chestia da, asta, dacă nu se întâmplă, dacă nu se întâmplă. Eu am avut frica și acum, că știam că intră filmul în cinema, trăiam în această paranoie care nu e bună, e destructivă, dar cred că o avem cu toții, toți artiștii o avem sub o formă asta. Băi, dacă nu se întâmplă, dacă se răzgândesc ăștia și nu mai bagă filmul în cinema și aveam tot felul de scenarii de-astea, dar le păstram doar în mintea mea, știi? Da, eu am asta și când începe să se întâmple un lucru bun, să nu scap din mână, știi? Să nu se întâmple să dispar, pur și simplu, știi? N-am încredere până la final. Dar o fi o chestie oare de cum am fost educați? Posibil. M-am uitat la copii ăștia, că din hai copii, nu mai sunt copii, s-au dus copilăria, adolescenți. Am tot stat de vorbă cu ei, inclusiv în seriile astea de podcast, atât cei care au venit, atât cât au fost invitați aici, că au un alt tip de abordare al vieții, sunt foarte sigur pe ei. Asta e minunat. Mult mai sigur decât noi suntem, mult mai știi, întotdeauna avem chestia asta cu procrastinare, avem tot felul de frici, de știi, de pietici pe care ni le punem singuri, de fapt, știi? Și la ei nu am văzut asta. Și cumva, uite, chestia asta mă duce în direcția unde vreau să ajung. Îmi place foarte mult să sap așa despre copilăriile oamenilor. Și vreau să vă duc în zona aia, să povestim așa un pic, să-mi povestiți. Uite, iau de la dreapta așa și ca la școală, o iau pe Ela în vizor. Să te întreb cum era Ela la vârsta copiilor din Hai Hui. Nu adolescenții, ce sunt ei acum în 2002. La vârsta aia copiilor din Hai Hui. La 10 ani. La vârsta Mariei, fetița ta. Așa. Tuns scurt, cu breton câș. Vai, nu cred. Tuns de mama, da, dacă zic. Extraordinar de veselă, de deschisă, de jucăușă. O fetiță din Iași. Da, din Iași. Din Iași, da. Așa. Care a copilărit preponderent la țară. Cu bunicii? Nu, la o mătușă. Ok, da. Ce interesant. Da, la Galați. Da. Vai. Și datorez lucrul ăsta, cred, și...
parcursului pe care l-am avut ulterior, știi? Că la fel de bine m-am simțit în pielea mea și stăpână așa cumva pe mine și pentru faptul că am experimentat foarte multe chestii la țară, unde tot timpul poți să stai pe afară, să ai, nu știu, să te duci, să te întâlnești cu vecinii de pe acolo, să înțelegi ce înseamnă munca la câmp, să ai responsabilitatea animalelor. Contează foarte mult pentru da, creșterea. Da, te formează diferit, da. Într-adevăr. Să nu, absolut. Să mănânci fructe, să știi toate fructele, să știi, să cunoști locurile, să nu-ți fie frică. E o chestie care lipsește copiilor noștri. Eu am auzit o chestie, eu nu știu cât de adevărată, dar zicea cineva că în alte țări, mult mai civilizate, sunt copii care nu știu că peștii cresc în apă. A, absolut. Că doar în conserve. Da, știi? Da. Adică de unde vine peștele? Din conservă. Ce trist. Da, sau laptele din cutie. Și nu știu cât e de adevărat. Bine, este adevărat, pentru că este un soi de asta de ignoranță, în primul rând, dar cumva vine și din partea părinților, mă scuzați, adică și noi ca părinți cred că avem datoria totuși să, ok, nu mai ai poate bunici la țară, mai dai, ia-ți copilul ăla de mânuță, du-l la o fermă, du-l undeva, arată, explică-i, adică cred că ține și de treaba asta. Dar da, experiența asta pe care, experiența asta pe care le aveam noi la țară, cum și eu le-am avut tot în Moldova, mă duceam vară de vară. Cred că ne-au clădit și un soi de sensibilitate. Tu, de exemplu, aveai, Anca, treaba asta cu bunicii la țară, cu ai trăit da, chestia asta? Da, foarte mult. Foarte tu ești mult. Din București sau de unde ești? Eu sunt născută în Buzău și la 5 ani ai mei s-a mutat la Sibiu și am copilărit acolo. La Sibiu? Da, până târziu, până la 23 de ani când am venit în București. Și cum erai tu la... La 90 ani, măi... Hai zi! Nu, dar și că mi-am adus aminte că mi-ai vorbit de Dragoș Spahiu și de o anumită perioadă și eram în 1989, dacă socotesc bine, la 90 ani. Așa, era perioada aceea de... Cu revoluția. Mare schimbare, da, mare schimbare. Și mi-aduc, acum încercam să-mi aduc aminte că a fost o distracție pentru mine. Toată nebunia aia, trezitul miezul nopții la ora 3, coborât în pivniță. Wow, și era așa s-a perceput. Foarte interesant, uite, da, vezi? Da, 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 ne trezeam și coboram în pivniță pentru că se trăgea și nimereau și se auzeau cum și erau pe lângă casă. Dar a fost prima oară când am văzut desene animate color, cred, Tom și Jerry și era o nebunie. Ai noștri ne îndemnau să vedem cu volumul la minim și cu luminozitatea la minim și cu toate astea savuram fiecare secundă până când trebuia să coborăm din nou. Perioada imediat următoare, să știi că nu mi-aduc foarte bine aminte. Eu, în general, stau foarte prost cu memoria. Și există niște amintiri clare, solide, pe care le am conturate foarte bine și unele etape foarte mari din viața mea care lipsesc cu desăvârșire. Și am înțeles că e foarte sănătos să se întâmple așa. De perioada asta, cred că erai prin clasa a patra, la 10 ani? Am citit undeva, da, am citit undeva că ai repetat clasa a patra. Eu am repetat clasa a patra, da. Ca să pot să fac balet. Am repetat clasa a patra. Okay. N-ai rămas repetentă sau ceva? N-am rămas niciodată repetentă, nu, eram printre copiii străluciți ai clasei. Dar am repetat clasa a patra pentru că în vacanța de vară, pe peretele școlii, școala numărul 15, unde mergeam eu, Octavian Goga, în Sibiu, exista un afiș foarte mare, preselecție pentru concurs dans de societate Atlanta. Ok. Da, am trecut printr-o etapă extrem de interesantă. Am ajuns undeva la liceul de artă. În subsol exista o sală de balet. Acolo a avut loc preselecția. Preselecția... Ce am făcut la preselecție? Am dansat, mi-au pus muzica, am dansat și... și-au tras de mine în toate părțile. Știu că mi-au întins, mi-au ridicat picioarele. Cât de elastică ești, nu? Exact, da. Și apoi am luat această preselecție și noi trebuia să mergem cu dansul de societate în Atlanta, doar că tot ce țin minte este că ne așezam la masă și învățam să mâncăm paste cu lingura. Deci asta țin minte. Deci ne-au pus efectiv paste fierte în farfurii și ne învăța doamna profesor Ibolia Cristea, se numește, da? Mă învățat să mănânc paste cu furculița și cu lingura și nu înțelegeam ce legătură au pastele cu Atlanta. În fine, până la urmă n-am mai plecat nicăieri.
Nici acum nu știu dacă era sau nu. Da, nici acum nu știu dacă era sau nu adevărat toată treaba cu Atlanta. Cert este că în cadrul liceului de artă înființau pentru prima oară secția de coreografie și acolo copiii intrau din clasa a patra și eu treceam în a cincea și ai mei au fost într-o mare dilemă până când cum să zici? Nu mai știu, nu mai știu cum se numește, doamne, doamna mea învățător din clasa a patra, nu mai știu. Dar cine mai ține minte? Ba nu, mai să știi nicio, dacă să mă gândesc. Serios? Nici eu, okay, Maria. Biriș. Doamna Biriș, gata, mi-am adus aminte. O iubeam foarte mult pe doamna Biriș. Doamna Biriș l-a spus alături. Și eu eram în mintea mea. Căutași, doamna a venit, știi? Bam! Și la mine la fel, dar e pe aproape încă n-a venit. Mai știu. Și doamna Biriș l-a spus alături mei, dar lăsați-o să repede clasa 4 dacă își dorește să facă balet, de ce nu? Adică ce are de pierdut? Și asta am făcut. Voi, de exemplu, când erați în școală, tu, Ela, când erai în școală, că vreau să te întreb și pe tine treaba asta, Lanca, am înțeles, a fost o chestie, o chemare față de treaba asta cu dansul. Tu ai avut chemarea asta cu da? Nu, cu dansul. Tot cu dansul? Măi, wow, de ce ceva? Avem două chestii în comun. Una că și eu am venit în București la 23 de ani. Da, dansul numită ce ai zis. Da. Și alta că am fost întotdeauna îndrăgostită de dans. Și o să vă spun că mama zice că din burtă așa eu dansam. Pe vremea aia nu era coreografiile. Și mama îmi spunea la fel. Măi, da. Și mama îmi spunea și la zicea, fel. Măi, făceai, eu am crezut că am gemeni. Până în momentul în care am născut, am crezut că am gemeni. Era ceva imposibil. Cocă mică fiind, știi că făceam doar așa în brațele continuu, mai mică. Și apoi să vă povestesc primul meu dans. Îmi place mișcarea. Mă țineam pe picioare. Știi că pe la 9 luni eu deja... Erai, da, ok. Da. Am fost zdravă, așa, forțoasă. Și taică-miu ascuțea un cuțit la piatră din aia specială. Așa. Și eu auzeam un fel de ritm și am început... Băi, pe ce făcea el? Da! Pe la 2 ani am început să dansez în fața blocului. În fiecare duminică aveam niște vecini care puneau muzică populară la maxim. Băi, trăgeam niște spectacole acolo. Niște sârbești. Întotdeauna, inclusiv în ziua de astăzi, pentru mine dansul e ceva, dar nu, să nu mă pui cu reguli. Că am fost, m-a dus mama să fac și niște cursuri. Nu-mi plac regulile mie. Atât. În rest, zici, dansez pe orice melodie, oricând, oricât. Și când eram mai mare, stăteam și câte 2 ore în fața oglinzii și dansam. Și când zic mai mare, nu zic 10-11 ani. Acum. Eu fac acum chestia asta. Așa, înțelegi? Bine, nu mai stau 2 ore când mai am atâta timp. Este minunat. Am o oglindă când intru în casă la mine, exact în capătul holului. Așa. Este o oglindă de la un dulap, mă rog, nu contează. Și mare, până sus. Nu, dar am ser când efectiv îmi pun, mă îmbrac cum am chef, dacă vreau să pun pantalon scurt sau tricou, căștile în urechi. Așa? Și da. Vezi, da. Dar pe ce dansa? Nu, chiar nu se zice și pe ce. E, Maluma. Tipa. Bine, nu pe orice, dar mie îmi place muzica latino foarte mult. Eu sunt înnebunită de tot ce ține de... Afrobeats. Bine, okay. Și asta, da. Sunt clar. Absolut topită. Absolut topită. Îți place să faci twerk? Da, îmi place să fac și twerk. Dar, tot ce ține de... Ce faceam, că aprinzi imaginația. Cum? Nu, privitorilor acum. Cred că am fost pe acolo, pentru că sunt... Nu, n-are legătură cu asta. Cred. Nu numai cu asta. E vorba cum simți beat-ul, corect? Doamne, băi, da. Și eu la fel. Nu, mă, deci sunt... Uite aici simt. Da, și există... trebuie să spun unul. E un mic secret. Dar îmi plac secretele. Da, ok. Hai. Există această piesă, Gerusalema, pe care dansează toată lumea. Da. Este o piesă care mă emoționează până la lacrimi, dar nu glumesc absolut deloc. De fiecare dată când aud Gerusalema, dansez și plâng. Okay. Da, ok. Dar de ce râzi? Gerusalema. Pentru că de obicei toată lumea... Ipaia Navi. Ipaia Navi? Da, ceva de genul ăsta. Ipaia Navi. Cum e? Nu, e ceva. Să știi că s-ar trebui să rezoneze o treabă tine dacă tu simți că ai avea origini. Asta nu e chiar o glumă sau o prostie. Eu cred că cu nu consider deloc așa. Da, te conectezi la anumite culturi. Nu știu dacă vi s-a întâmplat. Călătorind, probabil că și voi călătoriți în
tot felul de locații, destinații, n-ați simțit că vă conectați cu anumite locuri mai mult decât cu altele? Că simți că parcă aparții acelui loc, ai mai fost acolo sau n-ați avut senzația asta? Ba, eu da, și vă și spun cât de straniu a fost pentru mine prima oară în 2009 când am fost în Sudan, în nordul Africii, o țară de lumea a treia. Da. Și în 2009 era și mai rău de cum e în prezent. Cu toate astea, în momentul în care am pășit acolo, băi, a fost așa o chestie... Te-ai simțit acasă? Oh, wow. Foarte dubios! E altă lume acolo. Oameni, îmbrăcăminte... Da, e o cultură total diferită. Vreme, absolut tot. Dar am avut așa un vibe și nu e o țară pe care o poți vizita ca turist. Acolo te duci dacă ai treabă sau știi pe cineva. Adică altfel nu. Măi, incredibil. Aveam senzația că eu trecusem pe lângă oamenii ăia și... așa era o chestie, hello, m-am dus, simțeam bine. Ce interesant. Și nu ai nimic de făcut acolo. Adică nu e ceva, vai de mine, mi-a plăcut că am vizitat. Nu, m-am simțit bine. Da, totuși, cred că e un șoc cultural. Adică în locații de genul ăsta, clar, mai ales când mergi pe alte continente. Este, dar eu m-am simțit extrem, extrem de bine, de deschisă și de conectată la loc și la oameni. Ce interesant. Și tu, da. Anca? N-am avut ocazia să merg în zone. Nu, dar chiar și aici. Uite, de exemplu, eu mă simt în largul meu în Italia. Și în Europa, în general, deși și în Asia mi-a plăcut foarte mult când am fost, dar în Europa mă simt foarte bine. Și în orașe din astea care au... în orașe medievale și în orașe care au istorie, eu mă simt foarte bine. Eu când am fost în America și ne-am întors, am avut escală în Londra. Și ne-am întors și am ajuns în Londra. Am zis, am ajuns acasă. Deci, unde? În Londra? Când am ajuns din America, când am ajuns din New York înapoi în Europa, în Londra, am avut așa, cum să zic, m-am simțit din nou acasă și a fost foarte interesantă și experiența americană și America, într-adevăr, experiență. Dar pe mine nu m-a convins America. Deși este locul cinematografiei și am fost acolo la un festival de film și pe urmă am mai rămas o lună și ne-am tot plimbat. Nu, a lipsit ceva. Tot aici, acasă. Da. Tot în Europa, știi? De asta eram curioasă dacă... Da, bine, dacă tu spui că... Adică singurele ieșiri au fost, cred că, o singură dată în Italia sau de două ori. Da, Europa. Și am avut ocazia să merg în Qatar. Wow, și în, da, și în Cairo. Uh-huh. Și nu, au fost și acolo niște momente foarte ciudate pe care le-am trăit, bizare și plăcute în același timp. Cred că, da, rezonez foarte mult cu zona aceea. De unde ți-ai dori să mergi așa? Nu știu, o destinație, să zicem. Wow, unde mi-aș dori să merg? La un moment dat am ajuns în studioul de înregistrări și mă jucam cu compozitorul sau și coautorul, mă rog, am lucrat împreună la piesa cu care am participat la Eurovision, Hearts Collide, Gabriel Băruță se numește, am ajuns la el în studio și ne jucam. Și a venit cu o propunere de piesă, cred că am, da. Mi-a zis, scrie ceva și am scris Tanaea, T-A-N-A-E-E-A, Tanaea, și ăsta a rămas refrenul piesei. Sună, e un dance, house, nu știu, mie mi se pare foarte faină piesa, oricum, adică mă ridică de pe scaun și aș putea să dansez oricând. Am scris un text despre cât de mult alergăm după stele când de fapt ele sunt în interiorul nostru, căutarea de sine, regăsirea de sine. Și din curiozitate, anul trecut am redgăsit piesa, redescoperit piesa și am căutat pe Google Tanaea și am descoperit că este o insulă. Wow, dar nu știu exact unde. Nu mai știu unde, pentru că știu Tanaea. Că eram... Da, Tanaea. Da, și cred și asta că ți-a venit așa, out of nowhere? Da, out of nowhere, da. Ce ziceam acum, că suntem într-o perioadă de asta specială cu sărbătorile și nu pot să nu vă întreb. Mai ales Ela, că tu ești de acolo, din Moldova, unde se gătește bine, se... Eu nu știu cum de... Dar bine, înțeleg că ești actriță și normal că ești fit. Dar cum erai în copilărie? Cum erau Crăciunurile acasă? Ah, frumoase. Și mergem în fiecare an și acum. Crăciunul e clar acasă.
se respectă tradițiile mult mai mult în zona aia decât aici. Și deci chiar din Iași, Iași, nu? Da, din oraș. Da, da, da. Îmi place atmosfera. Țin minte că atunci când eram mică mergeam la țară la bunicii din partea mamei și acolo era și mai și cu toți unchii mei care se duceau cu tobe, cu capre, cu urși, cu... Se mai păstrează treburile astea? Da, dar din ce în ce mai puțin. Adică în fiecare an am surpriza că vin cu... mai puțin. Se digitalizează și tu știi că am văzut aici în București e moda asta, vin cu o boxă mai nou. Nici nu se mai chine să cânte, vin cu o boxă, ce, ce play care vin, și... vin domn, la. Ne dați sau nu ne dați? Da, asta e important. Da, să ne dați. Da, da, da. Noi puneam puțin suflet și mi-am dat seama că vorbeam cu cineva zilele astea, zic, mă, asta e pentru că înainte noi primeam foarte rar câte ceva. Și atunci ne doream să primim, chiar dacă nu mulți bani, îți dai seama cât ne dădeau câte un leuț, era ceva pentru noi. Că noi toți eram din familii foarte modeste, știi? Dar, și leuții aia da, corect. Erau buni pentru biscuiței, că n-aveam ciocolățele și toate... Și ce au copiii noștri acum. Da. Da, uite că acum ajungem la subiectul cu copiii noștri. Da. Cum e cu de Crăciun cu copiii? Păi, câte 5 Moș Crăciuni pe sezon. Dacă s-ar putea. Chestia asta, nu, dar așa este. Moș Crăciun, că au fost invitați cu spectacol să facă nu știu unde și a venit și moșul, că era în decembrie. Moș Crăciun la moș școală. Moș Crăciun la școală, nu? La sărbare, Moș Crăciun la Iași, Moș Crăciun la București, Moș Crăciun dacă mai vizităm pe cineva. Deja a trecut și pe la bunica, a trecut și pe la mătușa. Asta, știi? Ieri a avut sărbare fetița, a venit acasă cu cadoul împachetat. Nici nu l-a desfăcut, l-a zvârlit acolo, a deschis televizorul, știi, și l-am dat, îi zic, știi, mă gândeam poate cadoul să-l păstrăm ca să dăm și noi mai departe. Și ce a zis? Dacă... Nu! Ai, cadoul meu de la moș, zic, a, e bine, atunci desfă-l, hai să vedem ce e, hai să... L-a desfăcut, așa, acolo, zace de-astea. Cunoaștem. Da, nu mai. Deci, fetița, nu. Deci, cât au copiii tăi, ce vârste au? 10 ani are băiețelul și 7 fetița. Și fetița ta? 9 ani. Da, da, deci da, suntem în aceeași gașcă și băiețelul meu tot 9 ani. Și acum e tot. Îmi povesteai la un moment dat, știu că am fost împreună cu tine la Magic FM, da, la emisiunea Lianei Stanciu, și povesteai că deja fetița ta este așa într-un soi de preadolescență. Așa ziceai. Are momente, nu? Da, sunt momente și momente, dar nu mai știu exact despre ce vorbeam. Spuneai atunci că, uite, deja nu mai vrea și observ chestia asta. Bine, poate la băieți apare, se instalează mai târziu, dar fetițe clar sunt mai emancipate. Mami, nu mă mai pupa sau mami, da, nu mă mai ies, știi, genul ăsta fetițe? De... La fetițe? Da? Da, da, nu, simte nevoia asta de... Nu știu exact dacă este un exemplu pe care îl urmează, pentru că sunt la școală câteva colegi de-ale ei care fac asta și probabil că este influențată și de lucrurile astea. Sigur că da, da, absolut. De fapt, înainte să meargă la școală, avea momente când, fiind în gașca ei de copii pe stradă și... Na, mi-aduc aminte de un moment cu rolele. Când am vrut să o filmez, s-a supărat foarte tare că nu i-am cerut permisiunea, că de ce intervin când ea este în gașcă și că să merg în casă. Wow. Da, și are momente când îmi zice, haide, pa, nu, dar vreau să vin cu tine până la școală, dar nu, bine, dar nu mă ții de mână, dar nu mă pupi în fața școlii. Cum vezi filmele alea americane, știi, da, copiii, da, pare da, un clișeu, dar uite da, că se întâmplă. Deși să știi că am văzut-o la premieră, tu ai făcut, ai făcut poze cu ea, ai făcut poze și la un dat ai făcut niște poze singură la panou și ea mititica era lângă mine, măi, și se uita așa, efectiv te diviniza, deci o vedeam, mă uitam la ea cum se uita la tine, spunea, era așa, știi, vrăjită, da, era așa vrăjită, se uita la tine când făceai poze. Da. Cred e răcită. Apropo de începutul întâlnirii noastre, că nu suntem norocoase că suntem mame și s-a uitat la mine și am zis, da, și mi-am adus aminte de perioadele cu mai răceni. Puțin norocoase când nu dorm noaptea. Da, e răcită, e răcită acum și este minunată pentru că m-am așezat lângă ea și a început să mă mângâie cu cențelele alea, le mănânc pe nas și îmi făcea, iubita mea, scumpa mea, cum îmi faci? Tu așa îmi faci tu, ce tu mie? Iubita mea, scumpa mea, uite ce pufășică ești. A, ce piele moale ai. Ce frumos. Da, da, e foarte... Câteodată are o energie foarte maternă, fiica mea.
Proiect că îi transmiți. Ieșite tu din comun. Proiect că îi transmiți. Nu știu ce să zic. Dar voi avea... Cum erau părinții voștri? Erau autoritari? Erau, apropo de... știi că generația noastră nu era atât de drăgălită și atât de... Na, cum sunt copiii noștri acum. Și sunt curioasă să-mi spuneți dacă... Două lucruri. Unul, dacă părinții voștri erau, cum zici tu, că... Na, ești, ai o relație specială cu fetița ta și sunt comisela că și tu cu copiii tăi. Dacă aveați o relație din asta specială cu, cu părinții și doi la mână, dacă latura asta artistică a voastră, că ai înțeleg că încă din primii ani ai copilărie sub o formă sau alta s-a materializat, a venit dinspre, a fost influențată de, de părinți, dacă a trăit în medii artistice sau nu. Dar o luăm pe rând. Deci prima întrebare era asta, dacă ați avut părinți cocoloșitori, să le spunem, sau nu? Deloc. Taică-miu a fost foarte autoritar, okay, sever. Și mama foarte ocupată. Noi suntem 5 copii. 5 copii? Da. Ce frumos! Da, wow. Și vă dați seama, wow, că nu cred eu că le-a fost prea ușor. Și mama mai lucra și în trei ture. Și la mătușa din Galați ai fost doar tu sau ai fost cu frații? Nu, doar eu, doar eu. Da. Dar ce vârste? Ce, ce vârste au ei? Cel mai mare are 48, 7, 48, așa, ceva de genul. Mai am încă un frate, 45, dar acum cred că eu... Da. Și mai am încă două surori. Deci tu ai fost la mijloc. La mijloc, da, da. Wow. Da, îți dai seama, măi, nu... Când să mai stea să ne și drăgălească? Cu mașină de spălat din aia, de mai multele tempurile spălăitul la vremea, da? Ceaușescu. Da, cu resurse și, financiare da, puține. Deci tu nu ai neapărat din copilăria amintirea asta de gașcă. Mă gândesc că din moment ce ai stat mai mult la mătușa ta... Nu? De gașcă, în ce sens? Cu ei. Cu ei. Că știu că cei care au foarte mulți frați zic, băi, am fost o echipă, eram toți 7, eram toți 10, eram toți 5. Da, e adevărat că eu eram plecată foarte mult timp. Când eram la școală, toată vacanța mea petreceam la Galați, la mătușa mea. Dar eram ok. Frații erau cam mari, știi? Și atunci nu ne-am legat așa foarte mult cu fetele. Uh-huh. Ne băteam. Ne jucam. Mamă, ce coregrafiile făceam. Anca, deci cele coregrafii. Și asta cu dansuri în doi, le făceam masă la restaurant. Întotdeauna mi-a plăcut chestia asta și masa la restaurant în bucătărie. Mă da seama pe niște popici, așa le zicem noi. Niște tabureți mai mici. Și era mămăligă rece tăiată felii, zahăr spus separat, în care întingeam feliile de mămăligă. Iar sucul era făcut din borș de la Chiup, îndulcit cu zahăr. Băi, nu o să o iei niciodată, dar așa de mișto era și le chema. Și am fetelor, veniți la restaurant, se dansează, se mănâncă. Și așa mi-am petrecut eu. Deci cam erai sufletul, da, nu? Da, 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 da. Ești singura artistă din... Da, singura și nu am avut niciun model, chiar pe nimeni. Și am mai întrebat-o pe mama, zic, mama, chiar așa nimeni din familionul nostru extins nu are predilecție către artă sau n-a avut sau nu știi pe nimeni. Nu. Incredibil. Ce interesant. Știi că întotdeauna se zice că există un declic undeva în... Adică nu se poate, în copilărie. Ori ai văzut o mătușă, ori un unchi, ori ai auzit la mama, ori ai auzit la tata, ori se întâmplă, nu știu, ajungi la un moment dat la cinematograf și atunci ai o revelație foarte mare. Știi, undeva... La cinema am fost la liceu prima oară. Incredibil. Nu. No. Na, n-am avut de aici. Era cu prășitul, cu... Ceam apă la vacă. Deci e clar că ești mândria familiei. Și am făcut lucrurile astea. Da? Absolut minunate. Minunat. Da, da, dar tu ai avut mi-e dor partea de asta artistică la părinți? Ai mei cântau. De fiecare dată când aveam invitații deci în familie, familie se muzicală. Cânta. Se cânta până dimineața. Ah, ce frumos. Foarte frumos. Amândoi și au... Cântau foarte bine amândoi. Mama, la un moment dat, știu că a ajuns pe scenă cu Carmen Rădulescu, a avut și niște întâlniri cu nume destul de importante. Nu rețin acum numele domnului actor, dar știu că avea un concert cu corul, cred, în liceu, s-au cântat singură și a ajuns înnebunită. Nu știa pe nimeni în spatele scenei, în culise și la un moment dat a cerut să-i se aducă un fier de călcat, dar bine, politicos, dar nu mi-aduc aminte. Fierul de călcat l-a adus un mare actor din acea perioadă, nu mi-aduc aminte numele. Deci ea și-ar fi dorit, avea un sâmbure și-a dorit acolo și-ar fi dorit mult, să fie artistă, da, și tu ai răzbunat-o. Și ea și mătușa mea. Și ai răzbunat-o sub o formă sau alta? Nu știu dacă am răzbunat-o, nici nu știu.
nu știu, cântau foarte mult ai mei. De fiecare dată când se făceau chefurile cu prietenilor, cântau și muzică din folclor și muzică ușoară. Se poate. Și eu cred că primim informații și când suntem în burtică și când imediat în perioada de după. Aș fi interesată, cu siguranță, exemplu, da. Cu siguranță sunt lucruri pe care le-am împrumutat, moștenit, habar n-am primit cumva de la ei noștri. Uite, ce vezi, să spui? Mai avem ceva în comun, apropo de mari actori, știi, cu care cumva, într-un fel, am intrat în contact când eram mici. Nicu Constantin, da? Da. Ok. Da, Nicu Constantin. Mi-am adus aminte, apropo de ce vorbeați, mi-a zis mama că eram în tramvai, era cu mine în brațe, aveam puține ani, 1-2 ani, și că el ar fi venit, era probabil la ea și juca acolo, să mă drăgălească și m-a pupat pe braț. Ei, și s-a luat ceva! Aia a fost căluța, da. Aia a fost căluța. Da, uite cum mi-a venit, știi? Zic, cine știe? Poate că se mai și ia așa, știi? Sigur că da, uite ce interesant. Eu aveam 3 ani. La mine știu că asta a fost prima manifestare și eram tot în grijă mătușii mele. Sora cea mai mare a mamei, tot familie de 5 frați, și urmăream Lacul Lebedelor la televizor și am zis veau și eu, nu puteam să vorbesc altfel, veau și eu, și mătușa mea a tras o masă de sticlă foarte mare în care am dat cu capul tot în acel moment, că m-a luat vria baletului, a dat-o la o parte și a zis haide dacă vrei, uite fai, și am zis nu aici, colo. Deci ai fost de mică setată. Dar voi când v-ați hotărât, mă duc să cucerez Bucureștiul, vreau să devin actriță, amândouă ați făcut facultatea de teatru, din ce știu, corect? Da. Când s-a întâmplat în liceu, s-a întâmplat descoperirea, sau când s-a hotărât Ela Prodan că vrea să dea la UNATC? Păi, eu când am venit în București, făcusem o facultate înainte în Iași, a fost pe comunicare și PR. Aha, da. Okay. Am dat licența în București, dar am venit, lucram pe atunci la o bancă. Da. Da, și am venit, m-au chemat ei la sediu central și am început să lucrez, mă rog, eram, îți dai seama, nu îmi plăcea neapărat, dar eram pe acolo. Dar zic că mă plictiseam, n-aveam stare, ce să mai fac, nu știu ce, găsisem așa amici, gași, că zic, să mai fac și eu niște chestii și tot auzeam că se mai fac probe, castinguri, reclame, zic, să încerc și eu. Și m-am scris la niște agenții. Și uite așa am ajuns să încep să și joc și apoi când am început să joc mi-am dat o seama că bă, asta poate fi o chestie serioasă, că îmi cam place. Adică am renunțat la ce făceam la bancă și aveam un salariu decent acolo. Și zic, bă, ia, hai să fac eu chestia asta pe bune. Și bă, nu știu, m-a ales. Foarte mulți te știu de la Divertis. Da. Deci asta a venit înainte de facultate sau după sau în timpul facultății sau cum a fost? Păi am făcut înainte de Divertis. Am început prima dată, am făcut un sitcom cu Florin Călinescu. Ok. După aia am mai făcut încă un sitcom tot pentru Pro. Foarte drăguț, a restat la domiciliu. Și apoi eram fix în perioada aia când mă hotărâsem să dau la teatru, am dat la teatru, tot în zilele alea m-au luat și cei din Divertis. Deci s-a întâmplat cumva, interesant. Și când am făcut Divertis, atunci am făcut și facultatea și aveam și filmări și aveam și cursuri. Și erai, în ce an ai fost? Ați fost, v-ați interceptat? Eu în 2009, am intrat la UNATC. Păi, am terminat în 2012. Da. Eu am terminat în 2011, cred. Mai. Cu siguranță ne-am întâlnit, că eu te știam din vedere. Da. Tu erai un fel de, dacă erai la Divertis, cred că aveai vizibilitate destul de mare. Erai, ai simțit? Da, eu mi-am amintesc o întâlnire undeva pe scări în universitate, parcă. Posibil. Da. Da, deci la tine a venit așa. Știi că e interesant că, uite, și Gabi Spahiu povestea că el înainte a făcut facultatea de matematică, Paul Cimpoeru, care este vegan la noi în Haihui, îmi povestea că el a făcut politehnica. Da. Zic, măi, oameni buni, ce aveți cu facultăți grele? Adică, Da. Știi? Dar și băieții din Divertis. Da. Și erau ingineri la bază. Da, adică, și după aceea, într-o dată, i-a apucat nebunia. Da, bine, o nebunie frumoasă. Da, simțită din suflet. Chestiile astea nu vin așa, că bă, ia hai să văd eu. Nu, astea sunt chemări, clar. Sunt chemări și trebuie să le asculți, că dacă nu le asculți, vei sfârși nefericit. Absolut. Asta, clar. Mm-hmm.
tu ai fost... Mi-am adus aminte. Tu ai fost determinată de la început, deci e clar. Eu? Apropo, da. Nu, n-am avut determinare. Eram extrem de fricoasă. M-ai întrebat când... Ne-ai întrebat, de fapt. Da. Când am zis mergem să cucerim Bucureștiul. Vai, eram atât de timidă și nu eram în stare să leg două vorbe. Încă am teamă de... Serios? De a discuta despre lucrurile astea, pentru că nu aveam încredere deloc. E un lucru cu care m-am confruntat foarte mult timp și foarte mulți ani. Dar am încercat să fiu actor la terminarea liceului de artă și am fost cu tata la Teatrul Radu Stanca, în Sibiu. Și acolo mi s-a spus că am nevoie de cel puțin 2 ani de pregătire pentru că n-am nicio șansă altfel. Și tata mi-a zis că nu este în regulă să alerg după 2 iepuri deodată. Ei erau foarte convinși că trebuie să fac dreptul. Este tradiție în familie. Tatăl tău sau de ce? Tata avocat, mama a fost... Mi-a spus că mama ta ai povestit cu dosarele, că era prinsă cu... Da. Și am făcut... dreptul. Dormeam pe băncile facultății. Ia uite ce nebunie, incredibil. Da, da, am făcut dreptul, am dat examenul de admitere în Barou, am intrat în Barou și apoi am venit la București și am început să cânt în trupă cu Nicoleta Luciu. Doamne, ce perioadă frumoasă, minunată. Să știi că vreau să te întreb. Apoi am intrat de diverse, vreau să te întreb pe tine cum a fost perioada aia? Că pe tine foarte mulți oameni te știu de acolo. A fost o nebunie, Doamne. Și cum ai ajuns acolo? Continuă. La Nicoleta, să cânt cu Nicoleta? Da, da, da. Am plecat la casting de deci la Sibiu. Deci a fost casting, așa. Da, da, a fost dar casting. Dar cum ai aflat de casting? Deci tu erai, let's make the picture Teo. Of it. Tu erai o tânără avocată, da? Nu. Greșesc? Nu. Erai o studentă? Era un tânăr absolvent al... O tânără nefericită. Extrem de nefericită. Făcând ceva ce era tradiția familiei, dar care nu te împlinea. Da, și extrem de speriată. Dar asta este că în ultimii 2 ani ai facultății de drept am început deja să am concertele cu Nicoleta. Concertele. Ferească Dumnezeu. Cântările. Mergeam și cântam pe negative. Am cântat la telecomandă, firar să fie. Am cântat la telecomandă, vă înțelegeți ce vă spun? Am ajuns într-o speluncă undeva într-un sat și am cântat pe 2 boxe într-un club și am schimbat telecomanda de la una la alta pentru că era una singură și am cântat la telecomandă. Și publicul în delir, nu? Aveam câte 3-4 cântări pe noapte. Da, și publicul în delir și este o perioadă de care mi-am duc aminte cu foarte mare drag și... de care mi-este și puțin jenă, pentru că sunt momente acolo de care nu sunt foarte mândră. Cred că cu toți avem... Bine, erau începuturile, nu? Presupun că... Da, auzi, dar pe alea nu le poți șterge cum faci cu alealte pe care le uiți. Mi-amintesc de prima emisiune de la Teo când eram extrem de timidă. Pe scurt, am hotărât să dau admitere la teatru când... am avut primul rol într-una din producțiile de la Acasă TV, cred că Iubire ca în filme se numea. Da. Așa, da, cu Adela și Popescu, la un moment dat, da. Și la un moment dat, undeva în București, noi am luat pauză pentru masa de prânz și s-au format 2 grupuri. Cel al actorilor și cel al amatorilor. Uh-huh. Și eram foarte aproape unii de alții. Uh-huh. Și am ascultat niște povești, am ascultat un mod de exprimare, am ascultat un anume tip de umor pe care mi l-am dorit atât de mult. Tângeam, efectiv, am început să mă topesc când îi ascultam ce vorbeau, cum vorbeau, felul în care se prezentau, felul în care se raportau la ceilalți. Era ceva, era o lumină, era ceva și un anume soi de energie care îi înconjura pe toți. Și am zis, Doamne, și s-a întâmplat până la urmă. S-a întâmplat foarte ușor, extrem de ușor, pentru că dacă e menit să fie, este și gata. Absolut. Deci a trebuit să faci un mic ocol, să-l numim, ăia 2 ani pe care ți-au... Sunt date lucrurile astea și tot ceea ce s-a întâmplat până acum
nu poate să mă așeze decât în foarte multă recunoștință, pentru că e minunat. Da, absolut minunat. Da, apropo, că să rămânem un pic la asta înainte, că pacea vreau să revenim la Diverti, să discutăm de treaba cu Diverti, că mă interesează. E foarte interesant pentru că eu v-am urmărit toată evoluția asta. Voi nu știați de mine, eu știam de voi. Acum, uite, cumva ne-am destinul ne-a intersectat. Și eu am niște curiozități încă de atunci. Uite, de exemplu, în trupa Laguna, da? Eu nu știu cum ai ajuns. Asta m-ar interesa, adică să-mi spui că mi-ai zis că mama ta a fost o emisiune cu la Teo. Nicoleta a făcut anunț că își dorește partener de trupă. Foarte repede m-am mobilizat și foarte... îmi scapă cuvântul. Este atunci când te... nu te provoacă cineva, când te... nu te susține... este atunci când te împinge de la spate, cum se numește? Există un termen. Impulsionează? Da, impulsionează. Am vrut să găsesc alt termen, dar nu contează. Când îți dă una peste ceafă. Extraordinar de bine spus, pentru că mi-a zis, mama, vrei să faci asta? Pune mâna și fă ce trebuie să faci. Dar te erai cu dansul, erai și cu muzica, înseamnă. Eu cântam de mică în garaj, dar știu că îi spăgeam urechile surorii mele, adică de fiecare dată când se întâmpla chestia asta... ajungea să enerveze foarte tare și trântea uși și nu iar și iar încep și iar, pentru că mă chinuiam rău de tot. Nu aveam studii, dar erau pe cap de listă Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, adică I was like, eram în garaj acolo, eram în fiecare zi făcând asta, da, și pentru sora mea era arhi suficient. Și am mers la această preselecție-selecție, m-au ales, mi-au spus că m-au ales, ea și-a dorit foarte mult, m-a plăcut foarte mult și asta a fost. Am întâlnit persoana potrivită, am promovat un gen de imagine... sexy. Da, un pic mai mult de atât. Și da, ai simțit vreodată o întrebare spinoasă? Ai simțit vreodată că erai acolo cumva să... fi partea mai talentată al acestui duo? Nu știu, eu cel... adică ai simțit vreodată că era clar că acest duo a fost gândit ca un produs de marketing. Erau două femei frumoase. Okay. Nicoleta oricum era bomba, sexy, supremă și cred că... Și eu la fel, cred că... Nu, asta zic, pardon. Înainte să fii descoperită tu. Adică înainte să te apari cumva, ea avea deja o notorietate, din ce mi-aduc aminte. Da. Acum nu mi-aduc... Deci o să-ți spun, mă raportez strict la ce mi-aduc eu aminte. Mm-hmm. Nu mi-aduc aminte cât de talentată era Nicoleta, eu personal. Dar mi-aduc aminte că tu aveai voce în formația respectivă. Ok, eu știi, să știu că mai am avut discuția asta cu mai multă lume. Și toată lumea zicea, dar tu cântai în Laguna. Exact. Da, au fost discuții cu prieteni, cu persoane extrem de apropiate. Nu că... de unde să încep? Încep de aici. Înainte să ajung în Laguna... am muncit foarte mult cu mine, foarte mult cu mine și singură. Și nu glumesc absolut deloc când spun că petreceam ore în șir, schelălăind în garaj și încercând să reproduc toate floricelele posibile și imposibile de la toți artiștii mari pe care îi auzeam. Deci după care, canto, tu. Stai puțin, după care am avut prilejul de a lua câteva ore de canto la Școala Populară de Muzică în București cu doamna Zina Nichita. Superbă. Și om minunat și dascăl minunat. Și s-a făcut un click acolo și am început să prind curaj. Dar eu nu știam să cânt. Eu am momente când și acum mă îndoiesc de tehnica vocală, pentru că sunt momente când, nu știu, cred că în fiecare profesie se întâmplă asta, când ai îndoieli despre cum îți reacționează capacitățile. Ce vreau să spun este că Nicoleta este extrem de talentată vocal, ea nu a studiat și nu a avut un studiu al vocii. Dar dacă ar face asta inclusiv în ziua de azi, ea ar avea o voce excepțională. Avea toate datele posibile, doar că nu avea o voce studiată. Da, te simți vreodată în formula asta, te simți vreodată... Cum te raportai tu la ea? Că tu știai. Cum? Dacă m-am simțit vreodată? Nu știu, cumva... În umbră.
Da, poate de și... De multe ori, da, sigur că asta da. Asta la mână, adică ea venea cu un... Știi de cum foarte e? Multe ori, sigur că da, tot, adică, dar să știi că erau, publicul era împărțit. Existau momente când coboram de pe scenă și oamenii strigau Anca și alții strigau Nicoleta. Însă, într-adevăr, au existat foarte multe momente de gelozie, de invidie, de frustrare, de... Despre ce vorbim? Cum să nu? Da, m-am simțit de foarte multe ori așa și probabil că și ea, la rândul ei, în câteva momente. Și lucrurile astea sunt inevitabile. Dar în industria asta ai simțit vreodată că cumva se folosesc de imaginea ta? Că ești vândută ca un produs sexy și că poate nu este vocea în față, ci e mai mult imaginea? Lucru care se întâmplă și pe afară, că nu e vorba doar la da, noi. Da, m-am supărat. Eram extrem de supărată. Eu vreau să fiu foarte mare artistă. Aveam de foarte multe ori nevoia și încercam să... comunic de fiecare dată cu organizatorii evenimentelor să-mi lase microfonul deschis ca să pot cânta peste negative sau pozitive sau cu ce cântam noi acolo. Și au fost momente foarte mari de frustrare. Însă acelea erau condițiile. M-au format, am amintiri și foarte frumoase și cred că singurele momente de care nu sunt mândră și despre care vorbeam mai devreme au fost acelea în care n-am avut curajul să fiu sinceră, destul de sinceră cu mine, să spun nu-mi place cum întrebi asta. Nu aveam curajul să, nu știu, eram copil. Nu-mi place că mă întrebi asta, nu-mi place că îmi spui asta, nu vreau să fac asta. Între 23. E foarte ciudat că spun că eram copil, pentru că sunt astăzi tineri la 23 de ani care fac lucruri bine, extraordinare. Generația noastră, sunt coacere mai lentă. Da, sunt copii atât de talentați și de muncitori. Chiar cred asta. Aștia sunt mult mai... Nu știu dacă e o coacere mai lentă sau dacă este vorba despre vremurile pe care le-am trăit. Păi, și da, nu fix, a fost da. Ușor fix și au fost foarte vorbesc, multe frici absolut. Înmagazinate și atunci ele... În momentele de expunere totală te fac extrem de vulnerabil și dacă da, nu plus că au venit toate flu... deodată, probabil mă gândesc. Da, cu Nicoleta da, mai ții legătura acum? Da. Deci ne-am și văzut, deci ne și vedem. În relații bune. Foarte bune, da, ne și vedem. Mi-a propus să reluăm. Vorbesc foarte serios, mi-a propus să reluăm acum o lună și ceva, mi-a propus să reluăm și să cântăm împreună din nou. Asta ar fi ceva interesant. Nu știu. Nu știu, nu cred că aș mai face asta. I-am zis și ei. Să luăm de la capăt cu toată nebunia asta, nu. Da, mai ții minte măcar puțin din vreun refren cunoscut? Da, ții minte foarte multe. Dar ne cânti? Ia, hai. Hai că avem microfon. Azi pământul e prea mic, lumea parcă s-a oprit, am mai trecut o zi din toamnă și... Oh, Doamne! Tu nu ai venit, luna-mi bate la fereastră, mi-ai spus că lumea e a noastră. Deci tocmai îmi imaginam... Îți vine să plângi? Nu, deloc! Îmi imaginam un comentariu al cuiva care acum... Ia uite-o și pasta. Ce face acum? Ce face? Cântă frumos. Bună. Nu e adevărat. Da, nu, în sensul că faptul că am cântat acum îmi reactivează foarte multe temeri din perioada aia. Eram destul de panicată de tot ce ține de interviu, de mine, de... Câteodată mi se părea că ceea ce mi se întâmplă acolo este că anumiți oameni intră cu bocanci în sufletul meu și mi-era atât de bine, asta cred că e o chestie de asumare. Tu, de exemplu, n-ai simțit la Divertis că a venit dintr-o dată foarte multă expunere? Nu. Tu erai... Să vină expunerea. Nu neapărat. Nu, din contră. Să știi cu, ce că... cu ce a venit experiența asta la pachet? Uite, chiar mă interesează, că la ea am înțeles clar, adică din ce mi-a povestit am înțeles. Dar în momentul în care ai luat, cum a fost în primul rând castingul pentru Divertis? Asta ar fi interesant, să spunem. Da, cum ai ajuns acolo? Că presupun că a fost tot așa un casting deschis. Da, a fost un casting, da, dar pentru că eu eram deja la pro, a fost mai rapid, să zicem, că am aflat repede, că m-au sunat ei, este o probă, du-te. Nu m-am așteptat să intru, adică eu îi țineam minte pe ei, aveam imaginea lor în minte, erau la Antena și făceau show-ul. Nici nu știam exact că s-au despărțit, că s-au dus la pro, că da, nu știam povestea. Dar i-aveam pe retină cumva și mie mi s-a întâmplat de-a lungul timpului oameni care mi-au rămas pe retină, la un moment dat, într-un mod sau altul, să-i întâlnesc. Băi, e o chestie incredibilă, crede-mă. De ține tot de ce proiectăm, ceva, da. Ce trimitem în univers. Și nici ca și când m-aș uita la ei și aș fi zis, Doamne, ce mi-ar plăcea sau... Nu știu, pur și simplu, s-a întipărit ceva. Și am dat probe,
Și cred că nu doar o dată, cred că am mai fost după aia și la, că așa se mai face câteodată, știi, te mai duci, iar mai citești. Da, acolo, te mai dau, te mai... Și am avut surpriza să mă cheme și mai interesant este că și în partea aialaltă fusesem chemată în aceeași perioadă, dar cumva na, dusem acceptul și mi-au fost foarte, foarte dragi băieții și am avut câțiva ani buni cu ei, foarte mișto. Ți-e dor de perioada aia? Da. Ai mai face? Da. Dar dintre toate proiectele pe care le-ai avut până în momentul de față, unde s-ar situa? Într-un top 3, experiența Divertis unde ar fi? Mă, cred că ar fi unul. Unul, da. Ok. Da, pentru că, na, știi cum e, și dacă petreci mult timp cu niște oameni și îți plac, îți intră așa la suflet, îți rămâne și perioada și tot ce s-a întâmplat pe lângă. Bine, și început. Cred că întotdeauna raportăm și la ideea că sunt începuturile. Da, și mai era ceva, faptul că fiecare filmare era diferită, aveam personaj diferit, nu era o poveste care să continue. Eu am o problemă, dacă pot să-i zic așa, mie nu-mi place să repet chestii deloc, de-aia și la teatru. Deci, repet, hai, cât repeți? Sau joci spectacolul ăla, da. Cât îl joci, știi? Nu știu, am chestia asta, îmi place tot timpul să schimbe ei și acolo îți dai seama să faci personaj după personaj după personaj după personaj și să fii tot timpul machiat, aranjat, peruci, costume. Ei au mai avut la un moment dat și un serial din ăsta gen întoarcere în timp, așa, știi? Cu personaje. Eu te țin minte Elena Udrea de acolo. Mama, deci cu Elena Udrea mi s-a întâmplat, aveam în ziua... Pe Elena Udrea am personificat-o, să-i zic așa, de mai multe ori, da? Dar tot timpul în ipostaze diferite. Și s-a întâmplat, eram în studiouri, eram sus la cabină și la un moment dat a venit cineva și mi-a zis că, băi, la ce crezi? Este Elena Udrea, ce studior, venit să filmeze nu știu ce. Și? Și eram... Ai cunoscut-o? Cu perucă, cu nu știu ce, băi, nu știu, mi-era... Și pe aia zic, băi, dacă îmi zice asta câteva, că îți dai seama că nu era de bine. Știi că scoți în evidență lucruri care nu sunt neapărat adevărate despre un om, dar defectele ile... Și l-a scos. Eu cred că era o variantică, sincer, un compliment ai maxim. Ai, nu știu, ia, oricum nu mai prin. Mă, dar oricum era mișto și ea. Nu e. Deci n-ai cunoscut-o. Nu, am zis că stau cu minte, sper să mă chemă ăștia la cadru să dau nas în nas cu ea. Că... Ar fi fost interesant. Da, na, am zis că nu. Și pe Elena Băsescu. Și mi-a plăcut tare mult, nu știu de ce, mi-a plăcut mult, știi. Tu ziceai încă mai devreme, că nu erau camerele pornite, că na, oameni nu știu, dar noi ne-am întins la vorbă și înainte. Da, acum doar încercăm să discutăm alte lucruri, să le discutăm pe alea care se discută cu camera închisă de obicei. Dar v-am auzit vorbind și spuneai că tu iubești mai mult teatru decât filmul. Da. Și el a zicea că ea... Nu, iubesc mai mult. Dar întotdeauna, știi cum e? Acum, bine, poate tu ești mamă de doi copii. Și se zice... Eu am unul, nu știu, dar ne zici tu. Când ai doi întrebare. Copii... Da, întrebare spinoasă. Întrebare spinoasă. Că se zice că, evident că iubim amândoi copiii, când avem doi sau trei sau ce avem. Dacă întotdeauna unul este preferatul, știi, unul e al mamei, unul e al tatălui, sau întotdeauna există o afinitate cu unul dintre ei mai mare, deși, atenție, a nu se înțelege că pe celălalt nu-l iubim. Da, empatizezi tu mai mult, poate te regăsești mai mult, tu copil în unul din copiii tăi. La fel e valabil și cu, nu o să te întreb în cazul tău cine e, Doamne ferește, dar vreau să zic că, uite, dacă ar fi să facem o paralelă cu treaba asta, poate la fel e și cu teatru și cu film. Bă, iubim, suntem actori, iubim și teatru și film. Bă, da, cu una dintre ele, parcă ne simțim mai în largul nostru. Parcă am vrea să facem mai mult treaba asta. Adică sunt actori care sunt mai buni pe teatru, actori care sunt mai buni pe film. Nu știu dacă există și varianta în care suntem... Poate că există și varianta în care excelăm în amândouă. Dar asta era întrebarea. La tine ar fi mai mult film. Și tu, Anca, ai zis că iubești teatru. Extraordinar de mult. Ador teatrul, da. Dar pe mine acolo m-a dus viața. Adică, cred că am o foarte mare încredere în felul în care se desfășoară, mi se desfășoară viața și... Cred că sunt aranjate într-un anume fel, le urmăresc, sunt foarte atentă și nu uit niciodată să spun mulțumesc pentru ce am. Și deocamdată, cele mai multe mulțumiri, acolo le-am exprimat. Acolo a fost primul loc pe care am călcat. Debutul meu a fost pe scena Teatrului Odeon,
De fapt, prima scenă pe care am călcat a Teatrului Odeon, în culise chiar, când am făcut un tur al teatrului cu domnul Florin Zanfirescu, care mi-a fost profesor. Ah, ai fost la clasa lui Zanfirescu, interesant. Da, da, da. Râdeam... Ce? Pentru că și eu am avut personajul Elena Udrea, da, știu, în partea cealaltă, în gașca cealaltă, da, Distracted Show. Băi, dacă te avem în comun. Băi, sunt multe în comun. Băi, da, băi, vorbea ela și mi-am adus aminte. Da. Iubesc teatrul și tot ce mă leagă de locul acela. Da. Este... M-a întrebat la un moment dat cineva, dar de ce vrei tu să faci teatru? Și am început să-i vorbesc despre mirosul de acolo. Nu, lasă astea, că astea sunt detalii, dar nu mi se par deloc detalii. Nu sunt. Mi se par niște legături atât de clare. Deci mi se pare că teatrul ține foarte mult de tot ce înseamnă experiență sensorială. Da. Sincer, cum să fie? Nu sunt detalii deloc. Dar când ați dat la un ATC, sunt convinsă că se uită la noi și oameni care, oricum vă știu, ori din spectacole, ori din filme, ori din apariții, dar public mai tânăr. Și există și public care este ori acum la un ETC, ori poate unii care vor să dea, uite, avem chiar în distribuția de la băiatul tău din film, David, vrea să dea la un ETC. Ce surpriză a fost, David, Doamne, eu nu l-am... Da, a fost o surpriză pentru toată lumea. L-am sunat pe David. Imediat după premieră l-am sunat și am zis că a fost o surpriză atât de plăcută și că este un har pe care l-are și să-și urmeze calea neapărat. Da, și eu l-am încurajat. Vrea să dea la un ETC și am zis, băi, nu știu dacă la un ETC, poate ar fi bine să te duci chiar direct afară. Dar dacă nu reușești să mergi afară, clar trebuie să încerci să mergi la un ETC, dar trebuie să-ți urmezi calea asta cu actoria. Și vreau să vă întreb, cum a fost, domnule, la admitere la un ETC? Eu recunosc că m-am pregătit puțin înainte. Dar e normal, e firesc, nu? Da, da. M-am pregătit cu Luminița Erga, jucam cu ea pe atunci în aresta la domiciliu, în sensul că m-a ajutat să-mi găsesc un repertoriu și să mă asculte așa de câteva ori, să-mi dea niște direcții. Dacă m-am dus, tataie, m-am dus ca coborâtă din căruță, ca să zic așa. Ce monolog te-ai zis? Prima oară a fost, prima probă a fost cu o poezie. Mai și găsisem o poezie, dar atât am căutat-o după să încerc să mi-o reamintez, dar nu, n-am mai. Era cu multe, cu o pisică care a făcut multe pisici și din ce în ce mai multe pisici s-au adunat multe, 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 multe pisici. Mai cred că aia a fost proba care i-a dat gata. Știi? Dar nu m-am gândit la nimic. Deci era o chestie comică. Comică, da. Și m-am lăsat dusă de val și în poveste, îmi plăcea atât de mult poezia respectivă și am zis-o exact ca pe o poveste, cum învățase Luminița. Nu te duci și zici ca la școală cățeluș cu părul creț. Fugurara, știi? Nu. Și a fost foarte, foarte fain. Adică am simțit că a fost bine, știi? Dar asta și pentru că n-am stat și să mă gândesc, să-mi aduc aminte. Bă, cum mi-a zis să zic? Stai așa că... Nu, nimic. M-am dus, am zis-o cu tot sufletul meu și aia a fost, da. Și la ce clasă ai intrat? Păi prima oară, primul trimestru am făcut cu toți profesorii prin rotație și apoi am rămas la Paul Chiribuță și profesor de an era Doruana, Dumnezeu să-l odihnească. Și pe Olga Delia Mateescu și dânsa ne-a fost profesoară. Și datorită dânsei am o dicție destul de bună, zic eu. Vezi, e important să mai stea cineva și cu... Da, cu parul. Și cu biciu, știi? Da, și să știi că da, da. Și în... Deci tu erai la Diverdis oricum în facultate, da. Dar presupun că ai jucat și la 5 scurtmetraje de la colegi sau... Pentru că aveam, Doamne, deci dacă știi cum veneam din bufte acum și n-a să ajung la cursuri, ce raliuri am făcut toți anii, fai, nu, n-aveam timp. Filmam foarte, foarte mult și profesorii am avut noroc că... Au fost înțelegători. M-au înțeles, pentru că eram deja implicată în proiect, fix când am dat admiterea, le-am explicat, domnule, ce fac? Bine, mare lucru e de apreciat că ai reușit să duci la final. Eu știu foarte mulți care au fost implicați ori în seriale și la un moment dat renunțau. Da. Adică nu puteau ține pasul. Și în anul 3 sau în anul 2 dispăreau cumva sau își înghețau. Sau... Programul de filmări e îngrozitor. Și cursuri aveam și dimineața și seara, știi? Mult. Mult. Băgam și apoi repetiții, ne întâlneam cu colegii. Nu o să vin niciodată ziua în care m-am trezit la 12 noaptea, că la 1 aveam repetiții, că doar atunci am găsisem sala disponibilă, știi? Da, dar am noaptea foarte mult. Frumos. Și tu, la... Mai la știi? Admiterea la teatru, cum să nu mai știu? Mai știu pentru așa că... ceva nu se uită. În partenera mea în Iubire ca în filme era Ștefana Samfira, ne-am prietenit foarte bine. Mă pregătesc, te pregătesc. Când trebuie să mă apuc? În data de. Bine.
Și am sunat-o cu 3 săptămâni înainte de admitere. Și mi-a zis, Anca, nu ai timp. Ba da, am timp, am timp. Îți spun eu că am timp. Și m-am pregătit timp de 3 săptămâni. La mine... la mine... este probabil rușinos, dar... am îngrășat de multe ori porcul în ajun și a funcționat. Chiar a funcționat. Dacă funcționează, pentru că nu ne deranjează. Da, 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 da. A funcționat pentru că am fost rupt și suflet acolo, pentru că repertorul pe care mi l-a ales Ștefan a fost mănușă pe mine, pentru că m-am dus cu o sete, cu sete, efectiv, m-am dus cu o sete în prima zi de examen. Și cam asta a fost. Foarte repede, foarte ușor, acasă. Mai eu cred că e foarte important dacă sunt privitori care vor, se gândesc să dea la un moment dat la teatru, e foarte important să-și găsească un repertoriu pe care să-l spună cu plăcere, cu drag, să integreze în ei poveștile alea, să facă analogii cu ce li se întâmplă sau li s-a întâmplat lor la un moment dat. Orice, că e poezie, că e poveste. Și să-i avantajeze, cred că și asta este destul de important, nu? Da, știi, adică nu zici cu Ana Chirița dacă, nu știu, tu te simți așa, o domnișorică foarte, știi, nu știu, habar n-am, nu știu. Da, exact cum zicea, să te duci cu sete, dar cumva să-ți și placă. Păi e foarte important. Adică, să nu zici chestii care nu-ți plac doar pentru că zice cineva că dă bine, da, știi? Și nu se așteaptă nimeni să faci personaj când te duci acolo. Ei vor să vadă brut un băiat sau o fată care spun cu plăcere, cu drag și cu bucurie ceva. Poate să fie și un monolog trist, dar să-l vadă că zice cu încredere și că crede în ceea ce zice, știi? Și că îi se rulează imagini din ceea ce zice în timp ce zice. Da. Atât. Asta e tot. Asta important. Păi, dacă mai știi să mai și dansezi puțin. Și să și cânți. Să și cânți, fii pachetul complet, știu că e necesar. Da. Da. E necesar. Da, pentru un actor, să știe. Nu obligatoriu, dar eu știu, nu doar la un ATC, că în general trebuie să ai toate laturile astea artistice dezvoltate mai mult sau mai puțin. E, uite că eu nu cânt neapărat, da, și am avut un spectacol în care și aici am behăit puțin. Da, eu cu dans. Da. Acum știu că e în vogă să mergi să faci studiile pe afară. Și sunt, slavă Domnului, o grămadă de oportunități, mai ales pe partea asta artistică. Băi, dacă ați fi acum undeva la, nu știu, 18-19 ani, dar cu mintea de acum, atenție, dacă ați fi cu mintea de acum într-un corp de 19 ani, v-ați încerca norocul, nu știu, în altă țară, în America sau în Anglia sau... Absolut. Dacă eu, personal, dacă aș avea posibilități financiare... Da, adică imaginează scenariul ăsta. Tu, Ela, ai 18 ani, știi clar ce e cu tine pe planeta asta, că vrei să faci treaba asta, nu ai soț, nu ai copii și ești în fața unei decizii. Mă duc la un ATC sau, nu știu, risc totul și mă duc în America. Da, uite, eu n-am avut deschiderea asta la vârsta respectivă, deși după aia mi-a părut rău, că am tânjit foarte mult. Îmi plac filmele americane. Deci America ar fi fost o opțiune, mai mult decât Europa. Dar și acum visez, să-ți spun sincer. Eu încă visez că va exista. Niciodată nu este prea târziu, să știi. Păi, uite, e un pas mic pentru mine, mare pentru omenire. Am jucat într-un film, o coproducție româno-americană. Tipul care a fost regizor e un actor destul de cunoscut de la ei, care a jucat și în Tânăr și în Neliniștit. Wow! Da. Știi? Adică, vezi, știi vreodată de unde sare iepurele? Niciodată nu poți să știi. De-aia și trebuie să te bagi în cât mai multe chestii. Mă vizualizez acolo. Da. Că îmi doresc ce vrei. Îmi doresc să joc cu oameni. Dar te-ai muta? Adică ai face pasul ăsta? Păi am fost în America în 2018, am stat o lună de zile acolo. Am fost traveling. Și ziceam soțului meu că tu, dacă ești de acord, te duci ei copiii, nu trebuie nimic de acasă, doar copiii. Și pașii pusi. Deci te-ai vedea locuind acolo. Da. Ok, The American Dream, interesant. Da. Foarte interesant. Da. Tu, Anca, te-ai vedea așa, nu știu, să... Eu vreau să răspund la prima ta întrebare. Da. Așa, da. Dacă aș fi acum în corpul de 19 ani, nu aș pleca. Aș începe tot de aici, doar că cred că aș... m-aș organiza mult mai bine în ceea ce privește consecvență, rigoare și tot ce înseamnă program de pregătire.
Ok, interesant. Și apoi, după terminarea universității aici, aș pleca afară, aș pleca acum. Dar, atenție, n-aș pleca să rămân acolo. Adică m-aș întoarce oricând acasă. În schimb, visez la last minute flight-uri. Mi-ar plăcea foarte mult să merg și probabil că o să fac asta. Adică, cred că o să fac asta. Cu siguranță cred? Nu merge. Cu siguranță fac asta, da. Să merg să particip la workshop-uri afară. Dar o perioadă mai lungă de timp nu aș îndrăzni. Dar te atrage tot așa America sau partea asta de Europa, Anglia? Știi că sunt o grămadă de oportunități și aici. Da, mă atrage mai degrabă partea de Europa. Mă atrage mai degrabă Europa. Ok. Uite, vezi câte puncte comune aveți și totuși. Și în mare parte, când spun asta, mă gândesc la cinematografie. Uh-huh. Eu nu am foarte multe cunoștințe, nici nu am luat foarte mult legătura cu lumea filmului, dar cele mai frumoase filme pe care le-am văzut sunt filmele europene și a regizorilor. E, și uite că m-ai dus într-o zonă unde oricum vreau să ajung. La ce filme vă uitați? Mă interesează. Uite, că tot ai lansat tu tema asta. Care este ultimul film pe care l-ai văzut și ți-a plăcut? Ultimul film pe care l-am văzut și mi-a plăcut... În afară de Hai Hui, bineînțeles. Asta a fost ultimul cuvânt. A fost Perfetti Sconosciuti, Paolo Genovese, dacă nu mă înșel. Deci varianta varianta originală. Da? De fapt, am mai văzut un film al lui Paolo Genovese acum, dar nu mi-aduc aminte cum se numește. Ah, ba da. Sei mai stata sulla luna. Ce am văzut în ultimul timp și mi-a plăcut foarte mult. Deci îți plac filmele europene? Foarte mult, da. The Coffee Shop sau Cafeneaua. Am văzut și câteva filme ale lui Sorrentino și Loro. Cum? La Grande Bellezza. Zic Deliciu. Da. Și între cele românești? Chiar, sunteți consumatoare de filme românești? Ultimul film care mi-a plăcut la nebunie a fost Marocco, Emi Pârvu și Dog Poop Girl. Este un film în care am și jucat. Da, foarte bun. Andrei Huțuleac. Da, foarte bun. Și tu, Ela? Am văzut penultima oară, că ultima oară a fost Hai Hui, am văzut câteva episoade din Peaky Blinders de pe Netflix. Okay. Deci ești consumatoare de seriale? Nu. A fost al doilea care m-a prins cât de cât, dar tot nu m-am putut uita la toate sezoanele, pentru că nu pot așa, adică să dureze ceva la infinit, știi? Da, știi că la asta cu seriale, ci că există două tipuri de consumatori, ca să-i numi. Sunt ăia, uite cum e soțul meu, de exemplu. Măi, care au răbdare și stau, ei își dozează singuri. Azi, măi, la un episod, mâine la doșă. Măi, eu nu pot. Deci la mine eu trebuie să consum totul. Dacă se poate să văd 3 sezoane, ok, 3 zile, știi? Uh-huh. Olin, după care nu mai văd, 2 săptămâni dacă e. N-am răbdare să stau așa, să mă uit. Eu trebuie să văd tot. Aș vrea să consum, dar să nu dureze prea mult. Adică dăm finalul la un moment dat. Hai, gata, nu mai, ești cât răbdătoare. Mai... Da, nu. Deci tu ești nerăbdătoare. Tu ești cu serialele? Nu, absolut deloc. Nu. Singura dată când am cedat a fost la... Vezi? Deci nu sunt cu serialele. Clar. Dar sunt câte unii îmi povestesc. Narcos, gata. Narcos. Dar nu am terminat sezonul întâi. Da, Narcos. Bine, astea sunt deja seriale fenomen, cum a fost Game of Thrones, cum a fost... și la Game of Thrones eu eram printre ultimii mohicani care nu văzuseră. Și toată lumea vorbea atunci când a fost ultimul episod și am spus lui Emilian, măi, zic, trebuie să facem ceva să vedem că mă simt handicapată socială. Adică toată lumea vorbește peste tot și nu știu despre ce e vorba. Plus că auzisem că este un fenomen și trebuie să-l văd și efectiv am închis 1 săptămână în casă. Zic, acum bunieră, copilul era la bunici. Și m-am uitat la Game of Thrones. Doamne, cap, ferești. Coadă. Ca să pot să-mi trag concluziile și să înțeleg care este, de ce este atâta vâlvă, care e treaba cu serialul ăsta și să văd dacă într-adevăr e pe bune sau nu. Și este într-adevăr o producție prodigioasă și vă recomand să-l vedeți. De obicei, dacă mă hotărăsc să mă uit la un film, am câteva persoane pe care le sun. Unul dintre prietenii mei foarte dragi și
care întotdeauna a avut propuneri foarte bune și de la care știu și despre filme pe care le-am menționat mai devreme, este actorul Constantin Dojoiu. Da, Doji. Sau caut foarte mult, mă informez și foarte, foarte, foarte rar cedez, foarte rar, extrem de rar, cedez odată la câțiva ani. Cedez producțiilor care apar pe Netflix. Știu că sunt și filme europene acolo, sunt... Da, sunt și filme bune, clar. Sunt și filme foarte bune, bune, că la urma urmei... Da, e o chestie relativă, într-adevăr. Adică, da, gusturile nu se discută, dar cam asta fac înainte să văd un film. Dar și cu copii? Mă interesează. Coada? Da, sunt curioasă cum vă raportați voi la treaba asta, copiii și filmul, dacă le dați undă verde, dacă mergeți cu ei la film, dacă voi credeți în dezvoltarea copilului prin film. Aș fi interesantă. Mi-am adus aminte ce am văzut ultima oară și mi-a plăcut foarte mult The Swimmers. Ok. Știți? Este... Nu. Nu mă zice, nu? Da. Sau poate că da, dar... Este un film pe care l-am văzut cu Ada, apropo. Vă uitați la filme, faceți seri de film împreună cu copii? Băi, dacă mă duci la cinema, stau, că n-am încotro, dar acasă... Te simt așa că nu ești... N-am stare, tu. N-am stare, îți spun sincer. Că trebuie să fie o poveste extra, ultra, ordinară. Cel mai mult am stat 3 ore și ceva la un film, la Once Upon a Time in America. Da, ăla, scuză-mă, e un film genial. Nu, dar vorbim de asta, asta pentru copii... Nu, nu neapărat. Ce faci, mami? Unde te uiți? Nu, acolo sunt... Deci n-ai mami, a, da, nu că am văzut. Deci n-ai stare. Îmi făceam așa cu gâtul, știi? Nu pot. Nu poți, ok. Nu pot, asta e viața. Dacă mai aveai și un copil ăsta, cum a fost Sebi, care s-a uitat la Secret Life of Pets, fără exager, cred că de 28 de ori. Deja îmi puneam o problemă, mă gândeam, bă, o avea copilul meu o problemă? Băi, să vezi de atâtea ori un film. Și în engleză l-a văzut, și în română. Și după ce că-l văzuse, după aceea a mai vrut și la cinema și a zis, mai vreau o dată. Zic, măi, mamă, măi, dar ce e? Mi-a plăcut și mie foarte mult. Secret Life of Pets. Dar Pets, ce se întâmplă când face un adult asta? Acolo, acolo e o problemă. Ori e o problemă, ori ești regizor, cum sunt eu, care am văzut Highway în timp de vreo 38 de ori, pentru că a trebuit să-l fac. Dar, da, cred că ține așa. Da, uite, asta ar fi o ador întrebare. Cum e pentru un adult să facă un, cum se cheamă, un spectacol de 100.000 de ori în 7 ani de zile? Da, scuze. Mi se pare groaznic orice se repetă. Și se zice că descoperi lucruri. Asta se zice, nu? Că la fiecare... Dar nu ai cum să nu descoperi lucruri. De fiecare dată zice că este altfel. Da. Este altfel. Este altfel pentru că de fiecare dată tu ești altfel, de fiecare dată colegul tău este altfel, de fiecare dată experiențele de viață sunt altfel, trece timpul și ne raportăm întotdeauna la ce ni se întâmplă și la ceea ce trăim. Pentru că altfel nu avem de unde să avem inspirație. Sigur că lucrează și imaginația în foarte multe rânduri. Dar imaginația lucrează tot în raport cu experiența de viață. Și se zice că oricum un spectacol e cumva ca un organism viu, pentru este că el poate să crească și să... Da, la film, la noi știi cum e, că de cele mai multe ori asta e tras și la revedere. Ce e tras, nu se fluieră, merge mai departe. Schimbăm setup-ul, schimbăm luminile și merge mai departe în poveste. Dar odată ce e tras, e tras și mergem film mai departe, în partea de postproducție la montaj. La teatru, într-adevăr, cred că aici poate este frumusețea, că poți să construiești atâta de cât spectacolul se joacă, poți să construiești, într-adevăr, dacă ai chemare către chestia asta. Cred că acolo e... Copiii voștri au atracție către domeniul ăsta artistic și ar dori să fie actori sau cântăreți sau, uite, dansatori. Dansatori, da. Pe tine, dacă te vede, bănuiesc că vrea. Nu știu, este... Adei îi plac foarte mult, iubește animalele, adoră animalele și ar vrea să facă... Asta mi-a spus. Aș vrea să merg undeva pe o insulă și să am grijă de niște animale. Da. Interesant. Deci îi place, cântă, dansează. În cât suntem astăzi? Cred că am voie să spun. În cât suntem astăzi? 15. A ieșit Avatar 2? Nu știu. Iese mâine. Mâine iese. Ok, whatever. Deci pot să spun... Că povesteam mai devreme că fetița ta vrea, dar nu vrea și că e timidă și probabil că o să treacă peste genul ăsta de timiditate, pentru că și ea a fost extrem de reticentă la început, reticentă chiar, când i-au propus la un moment dat studiourile să vină la dublaj și a zis că nu.
interesant. Și acum a dublat în Avatar 2. Da, da, și în Obi-Wan Kenobi este, am înțeles, o serie. N-am văzut-o. Mm-hmm. Pe Netflix. Deci face treaba asta cu dublajul și îi place. Da, îi place interesant. Foarte mult. Chiar îi place. Wow, super. Interesant. Îi place. Am întrebat-o dacă la un moment dat vrea să o înscriu și dacă i-ar plăcea să facă și film și a spus că da. Dar după Haihui ce a zis? Da, da. Sunt curioasă, cum a perceput ea treaba asta? I-a plăcut foarte mult de David. A zis că este cel mai bun din film, că este amuzant, are momente când își amintește și îl imită pe domnul Cotimanis, da. Și fiul meu a avut asta. Idiotule! Da. Scuză-mă, este o naivitate, da, spurită. Asta mi-a intrat, este deja în limbajul, da, familiei noastre. Da. I-a plăcut foarte mult Haihui în timp. Mă bucur. Foarte mult. S-a distrat și am râs în hohote cu ea în sală. Ce tare! Și da, mă uit la ea, cu ea la filmele de animație, sunt înnebunită și dacă stau să mă gândesc la Moana Vaiana / How to Train Your Dragon 1, 2 și 3, toate trei filmele mi se par absolut superbe. Mă emoționează. We don't talk about Bruno, no, da, no, dar nu ți-a spart timpanele cu aia? Nu, n-a fost unul dintre preferatele ei. Okay. I-a plăcut, în schimb, foarte mult Kung Fu Panda 1, 2 și 3, iară. Deci top 3, hai, o luăm așa, top 3 animații. By Anca Florescu and her daughter, da. Păi, pe primul loc ar fi totuși Vecinul meu Totoro. Ok. Secret World of Arrietty, dar sunt diferite. Și apoi, dacă mergem în zona Pixar, Disney și așa mai departe, da, clar, pentru mine Moana este pe primul loc. Ok. Îmi place foarte mult. Moana. Și finalul mă emoționează foarte, foarte tare. Și apoi, cele pe care le-am zis, Kung Fu Panda, Lunaria, am văzut de curând. Doamne, ce nebunie, ce frumusețe! Câtă simbolistică! Dar tu dublezi? Da, da, și dublez. Eu dublez. Că de fapt ești foarte conectată și la curent. Dar nu de asta. Mm-hmm. De mică sunt. Primul desen animat pe care l-am văzut și am fost efectiv smulsă din fața televizorului pentru că era expirat timpul. Am mers în excursie la mare cu clasa, colega mea care era din Constanța avea tatăl acolo. A fost prima oară când am văzut un ecran de televizor atât de mare și am văzut Frumoasa din Pădurea Adormită. Și am rămas fascinată și acum revăd cu plăcere cenușa rea, salbă, ca zăpadă și cei șapte pitici. M-ar plăcea să jucați? Ei, dar cum să nu? Ce anume? Sigur. Vrei calule, o văz? Ce să jucăm? Personaje de-astea iconice, albă ca zăpada, nu știu, personaje care intră la nivel de mental colectiv al generațiilor ăstora și se raportează pe urmă la tine când te văd pe stradă, albă ca zăpada ești. Măi, acum nu mi-ar mai plăcea să văd albă ca zăpada. Nu? Ok. Ela, pe tine te simt că da? Oh, da. Oricând. Da. Absolut, da, aș vrea. Tu ai un top 3? Nu am un top 3. Deși mi-ai zis că nu ești cu desenele. Nu am top 3, da. Sunt filme bune, ce mai prind așa câteva imagini, câteva secvențe, îmi plac, sunt faine. Da, mă rog, nu știu, dacă n-am răbdare, nu pot să... Dar ai tăi ziceai că băiețelul tău totuși ar vrea în reclame. Da, după ce am fost la Haihui, mi-au spus clar, m-au întrebat, zice, mami, nu se face și partea a doua, că vrem și noi neapărat, te rugăm, da, ce da. Drăguț. Le-a plăcut mult și când au văzut că sunt copii care joacă și au avut roluri, nu doar așa, da, să apară... Bine, și cumva, și cât am mers prin școală să vorbesc despre Haihui, am povestit copiilor că trebuie să înțeleagă că este foarte multă muncă în spate. Mm. Și copiii ăștia din Haihui chiar au demonstrat că au fost super determinați. Și castingul ăsta de 300 de oameni, de 300 de copii pe care l-am dus cumva, m-a ajutat foarte mult, pentru că poți pica în capcana să iei un copil care își dorește și când are CPS să nu-și mai dorească. S-a întâmplat la foarte mulți dintre prietenii mei care sunt regizori și mai ales fac reclame cu copii, să li se întâmple să trească, să schimbe chiar în ziua reclamei protagonistul, pentru că, deși a trecut prin casting, păi nu mai vrea, efectiv. Acolo pe set nu mai vrea și atunci ce te faci? Că ai dita mai echipa, ai dita mai bugetul, ai dita mai implicarea și tu trebuie să schimbi pe ultima 100 de metri de fapt copilul.
Și atunci castingul ăsta pe care l-am ținut m-a ajutat că durând 3 luni de zile și pe urmă stând și în repetiții cu ei o vară întreagă, mi-am dat seama, copiii ăștia, băi, ei chiar își dori, adică chiar și-au dorit foarte mult. Și n-au făcut fiți, uite, Davide, care ziceai, care la Tuzla, când dau scena aia, mănâncă ei terciul ăla, mi-a mâncat copilul ăla terciul ăla vreo 10 duble și a zis, așa, și la mea mi-a zis, măi, avem că știți că eu nu mănânc mămăligă niciodată, e prima oară în viața mea, urăsc mămăligă. Deci, poftim câtă determinare, adică știi că poate un actor mai ți-ar fi zis, prietene, eu nu mănânc mămăligă, nu știu, aduceți-mi altceva la cadru, știi? Nu, el săracul a stat și a mâncat acolo ca să nu strice și a fost un personaj, mânca cu o poftă mămăliga aia și mai și zicea, ce bine că mâncăm și nu suntem mâncați. Știi, apropo de... Și de atunci mănâncă oare David? Uite, ar trebui să mai mănânci mămăligă, măi, David, sau ți-a ajuns odată pentru tot. Face o emisiune specială, mai mănâncă David mămăligă. Deci eu cred că trebuie lăsat copilul să spună el, să tragă el de tine. Așa hai, este. Dumă, da. Hai, da. Hai că vreau, hai și-l mai lași puțin, hai. Pentru că mi s-a întâmplat și mie să merg cu unul din ei la o probă, să spună, da, merg la probă, nu știu ce, am fost la probă tot în ziua aia când am plecat, dar să știi că eu, dacă mă cheamă eu nu mă duc. Și a trebuit să dau repede mesaj, vezi că avem o problemă, nu... Da, da, mai propune, să nu fie, exact, să nu fie mai mult dorința părinților decât... Da, da, deși întrebasem acasă, dar mi-am dat seama că nu, trebuie să-i las ca ei să ceară. Domnule, vreau, cum a fost cu băiatul cu fotbalul? El până acum 2 veri nici măcar nu vrea să dea un picior în... voia să dea un picior în minge. Acum e disperat. Disperat, cea mai mare pasiune cu fotbalul. Fai, interesant. Domnule, fotbalul e viața lui. Ce interesant. 3 ori pe săptămână, de 2 ori. Dar el cum se raportează la faptul că tu ești actriță? Copiii voștri, sunt curioasă, ce gândesc? Adică vă văd așa pe un piedestal? Sau pur și simplu? Ada este cel mai bun critic al meu. Este atât de franc și de... și apreciez enorm și este unul dintre oamenii în care am mare, mare încredere, sufletele în care am mare încredere, pentru că îmi spune... Țin minte la una dintre repetiții, mi-a zis, mama, uite, asta s-a întâmplat așa, doar că piciorul tău nu a fost dreptul în fața, a fost stângul și aici ai greșit și să știi că, am foarte mare încredere în ea, pentru că e sinceră de fiecare dată și îmi spune foarte clar ce i-a plăcut, ce nu i-a plăcut. Și mă ajută de foarte multe ori să văd lucruri pe care eu nu le văd. Dacă iar ar urma calea ta, are și momente în care îmi spune, mama, ești foarte frumoasă, dar are și momente în care îmi spune, dar de ce stai așa cu gura când vorbești? Și stai, cum stau cu gura? Păi stai, ai făcut chestia asta și, adică, nu l-a super, dar nu arată bine. Da, sunt foarte curioasă dacă va ajunge vreodată să vadă treaba asta pe care o facem noi acum, să zic, ai dat din casă, mai părât, da, ai spus acolo. Da, da, nu, da, nu, da. Nu, că nu, adică n-am ce să părăsc, că e... Dar ți-ai dorit să-ți urmeze calea? Enorm, mi-aș dori foarte mult. Asta pentru că eu sunt extrem de fericită cu ce fac. În același timp, și mai mult, mi-aș dori să facă ce o ce face îi place, evident. Ce face pe ea fericită. Da, da. Și ceva ce îi oferă libertate. Cred că este primul criteriu. Corect. După care, adică primul criteriu pe care aș vrea să-l aibă. Să se simtă extrem de liberă în ce face și cu ce face. Voi acum unde, nu vă întreb dacă vin copii să vă vadă în spectacolele voastre, că probabil că nu chiar în toate, mă gândesc. Dar aș vrea așa să invităm lumea. Unde putem să vă vedem? Ok, v-am văzut în Hai Hui în timp foarte recent, acum în cinema, este încă în cinema. Știu că și tu Ela joci, știu că și tu Anca joci. Da. Spuneți-ne un pic despre spectacolele astea în care... Eu am un singur spectacol, se numește Chapter 2. Deocamdată nu se mai joacă acum. Dar se va juca. Da, din ianuarie vom relua și o să anunțăm. Cu Șerban Gomoi. Cu Șerban Gomoi, cu Cosmin Pană și cu Dana Marineci, regizat de Vlad Trifaș. O comedie foarte interesantă, pentru că atinge multe aspecte din astea adânci. Adică nu e doar comedie, te treci așa printr-o paletă de stări. Foarte mișto. Și marea mea surprindere a fost că în ăștia 4 ani, de fapt mai recent, post-pandemie, am început să te văd la Antena 1. Da. Deci asta chiar a fost o surpriză și face treabă extraordinară acolo, dar e ceva, uite, asta este o dovadă foarte bună că dacă ești actor,
nu contează. Deci, efectiv, trebuie să-ți explorezi toate laturile prin care vrei să exprimi ceva. Uite, exact. Chiar și treaba asta pe care o faci tu la observator, da, mi se pare fenomenal. Să nu stai, întotdeauna să te miști, întotdeauna să cunoști oameni, întotdeauna să încerci să... Deci te-ai întors acum cumva în zona asta de televiziune, care înțeleg că e iubire mai veche. Da. Așa, a început la Pro și acum continuă la Antenă. Și cum? Să știi că nu e atât de diferit. Bine, una e să fii pe scândură, cum zicem noi, cu oameni în față, să ai un rol. Dar nu e foarte diferit pentru că, deși nu joci neapărat un rol scris, trebuie să improvizezi tot timpul. Pentru că genul de materiale, de reportaje pe care le fac eu nu sunt cele clasice în care stau în fața camerei și raportez ceva ce s-a întâmplat de la E altfel. Și atunci încerc să bag puțină creație, improvizație, să aduc o picanterie, să, nu știu, să pun o întrebare funny, ceva ce-mi vine pe moment. Și de-aia mă simt ușor în elementul meu și sunt chestii care se seamănă, știi? Plus că, na, eu iubesc camera, pentru mine stativul ăsta mare și negru și cămăroiul ăla de care toată lumea se sperie, pe mine nu mă mai intimidează, știi? Mă iubesc foarte mult, îmi place, îmi place. Ce să zic? În momentul în care dau rec, sunt cea mai fericită. Și dintre ultimele, de fapt nu, spune dintre toate, dintre toți invitații pe care ai avut, ceva așa, o chestie memorabilă. Memorabilă, să mă gândesc repede, memorabilă. Că tu stai de vorbă cu atâția. Da. Nici nu știu să zic memorabil, să-mi fi rămas ceva pe retină. Uite, că povesteam de Gerusalema, ca se întâmplă ceva între noi, povesteai tu de Gerusalema. Da, ce tu știi că eu am cunoscut-o pe artista care cântă această melodie și mai mult decât atât, am dansat împreună cu ea. Ia uite. Da. Uite, și apropo de ce ziceam, că poți să incluzi ceea ce știi tu să faci mai bine în materialele tale, am provocat-o pe ea și pe dansatoarele ei. Pur și simplu mi-a venit în minte, hai să punem muzică și să dansăm, să arătăm oamenilor, știi? Ce tare! Adică le-ai făcut puțin mai diferit, știi? Da, interesantă latura asta ta de explorat. Da, așa zic și eu, că dacă am libertatea asta, pot să fac și lucruri mai atipice, știi, pentru materiale de jurnal. Da, Anca, știu că e... tu ești în niște spectacole care implică și foarte mult cântat. Corect. Spectacole de musical, da. Musical, ceva ce la noi poate nu e atât de popular ca în America, dar avem niște spectacole fantastice. Am fost și eu la câteva și chiar mi se pare fenomenal ce se întâmplă, mai ales Mazilu și mă rog. Da. Dar spune-ne acum, în ce spectacole poți fi văzută? Sau chiar dacă se joacă cu șanse de revenire cumva pe scenă? Nu, se joacă ambele. Cabaret, chiar 7-8 ianuarie, la Teatrul Odeon, în regia lui Răzvan Mazilu și Next to Normal 26 ianuarie la Teatrul Național de Operetă. Wow, minunat! Și că e foarte bună, că am văzut-o și eu. Ai mai văzut? Da! Ce drăguț! Da! Ce ai văzut? Am fost acum câțiva ani în care jucai tu cu Bianca Popescu, tot de Mazilu era pus. Da, acela se numea Mon Cabaret Noir. Așa, Mon Cabaret Noir. Da, povestea Anitei Berger. Mamă, super, super. Da, uite, să facem un exercițiu de imaginație. Să zicem acum că tot așa, cu The Golden Card puteți să alegeți orice să se întâmple. De acum încolo, să zicem, uite, în 2023, să zicem că ați putea alege să-i spuneți peștișorului ăluia de aur să se întâmple ceva. Ce ar fi? Ar fi, la tine, cred că tu o să-mi spui film. Eu o să spun să se întâmple. Ok. Pește, ce ești. Pește, adu-mi un film. Nu, dar noi mergem mai departe și te întreb. Film, cu cine ți-ar plăcea să joci sau în filmul cui? Mă refer și regizor de așa de afară, la modul super ideal, adică păi, ceva... Păi, și spun exact. Așa. Îmi doresc să joc într-un film regizat de Martin Scorsese... alături de Leonardo DiCaprio. Film care să se numească Into the Moon. Și ca să știi cât de departe am putut să merg în demența asta, mi-am luat o clachetă pe care am și scris această dorință, doar că mi-am luat-o în 2008, mi-am dat răgaz până în 2020, a venit pandemia, mi-am dat seama că este cam imposibil să se întâmple, am șters, am pus 2023. Adică eu tot pește, îți dau răgaz pește ce ești. Apropo, știi reclama, fac acum o paranteză de reclama cu peștele, era o reclamă absolut genială, a intrat în istoria publicității românești, doi țărani care stau la pescuit și prind peștișorul ăsta de aur.
Și peștișorul zice, țărane, țărane, dăm drumul și îți îndeplinesc o dorință, țărane, țărane. La care ăla se uită la un prieten, ia uzi bă, ăsta ne-a făcut țărani. Ia caută-l mă, are icre sau n-are? Apropo de peștișor, da, mi-a venit în cap, da, cum ziceai tu, pește. Și la tine, Anca, ce se aducă peștișorul de aur în 2023? Vorbim de Vorbim de orice. Profesie? A, vorbim, da, de orice. Vorbim de profesie. Poți să-mi spui și pe alte planuri, dar mă interesează ca și din punct de vedere profesional. Sunt convinsă că ești, ca tot am vorbit de pești, ca peștele în apă la spectacolele astea care implică și dans și, adică cumva sunt, te pun în valoare total pe tine. Dar ți-ai dori film, ți-ai dori spectacole în continuare de music, ți-ai dori, nu știu, televiziune? Habar n-am. Pe Broadway? Da, vise. Mi-a dat idei. Mi-a dat idei, da. Îmi doresc în continuare să joc în spectacol. De fapt, nu știu ce îmi doresc. Ok. Știi, e foarte ciudat pentru că de fiecare dată când sunt întrebată despre lucrurile astea, sunt două variante. Ori mi-e teamă să vorbesc despre ele, pentru că poate par ușor unele irealizabile, ori vorbesc despre ele, dar atunci am senzația că las deoparte lucruri care sunt mult mai importante. Cum ar fi sănătatea. Să fiu, nu, nu, da, și asta că vin, dar pur și simplu să fiu un om mai bun, să ajung să mă cunosc mai bine și să fiu cât pot eu de sinceră. Ok, și pe plan lasă că dau bine. Mi-ar plăcea enorm să joc într-un film de Paolo Genovese în limba italiană și franceză. Asta mi-ar plăcea să fac. Da, uite, Franța e aproape. Trebuie doar să ții un agent. Așa este, da. Vorbesc foarte serios. Am o prietenă care și-a luat un agent. Am foarte mulți colegi actori care au făcut asta. Culmea că au chemat-o la un casting în Franța. Da, sunt... ea nu știe franceză. Și s-a dus la institutul francez, deci, era disperată, Irina, să vezi franceză. Deci, am o prietenă care a căutat. Păi stai puțin, eu am o întrebare apropo de agent. Se găsesc pe EMAG? Nu se găsesc pe EMAG, dar cred că dacă îți dorești foarte tare, sigur. Treaba asta cu agenții, nu știu, tu știi. Ba da, funcționează. Nu, e vorba de consecvență, e vorba de cât de mult îți dorești și e vorba de cât de mult vrei să lucrezi cu tine. Da, atenție și cu agenții ăștia, știți cum e? Că te sună, vorbeam și cu Gabi Spahiu. Da? Te sună, vezi că mâine la ora 4, da, Londra, da, strada, da, cu tare, la ora cu tare. Minunat. Dar nu-ți plătește nimeni drumul. Absolut. Și așa, adică te duci și acolo te seama, ești unul din 1000 și, da, evident, că poți avea șansa. Da. Adică ți se deschid mai multe uși și mai multe oportunități. Dar exact cum zici tu, e de consecvență și de chestia asta, știi, popa mitică, care cade și se ridică. Știi, cam așa ceva. Trebuie să ai o anduranță fenomenală și să ai anduranță la refuzuri. De fapt, cred că acolo e toată treaba. Bă, astea sunt niște lecții, atâtea refuzuri în atâția ani, ai de capul meu. Atâtea refuzuri și ce vorbeam noi înainte și chestia asta de a, te gândi ce alegi și ce refuzi. Mm-hmm. Că tu ne spuneai, Anca, că ai refuzat foarte multe scenarii la viața ta. Adică n-am spus că am refuzat foarte multe. Doamne ferește, nici n-au venit foarte multe spre mine. Am refuzat destul de mult. Dar anumite oferte, da. Adică nu te-ai duce. Știi că sunt și actori de ăștia care face absolut orice și sunt oameni care sunt mai selectivi, știi, prin definiție, prin firea lor, sunt mai selectivi. Cât de... până unde v-ați duce? Ca să întreb... La întrebare spinoasă. La ce te referi? De exemplu, ai juca într-o telenovelă? Am jucat într-o telenovelă? Nu, acum. Nu am cum să-ți răspund la întrebarea asta pentru că nu știu ce se întâmplă în domeniul acesta în ultimul timp. Dacă ar trebui să alegi între teatru și telenovele. Mm. Da, nu, aș alege teatrul întotdeauna. Teatrul. Da, mă gândeam că mi-ai răspunde asta. Da. Da. Știi că oricum sunt colegi care fac alegerea invers și cumva este total justificat. Este, cred că, un pic, nu știu dacă este corect folosit termenul de telenovelă, la noi sunt deja câteva seriale și serii și miniserii. Am văzut foarte puține scene, fragmente, poate un episod, dar mie mi se pare că se întâmplă lucruri minunate în segmentul acesta, în momentul de față la noi.
și mă bucur enorm pentru oamenii care fac asta. Telenovele nu știu că se mai fac la noi, Irina. Măi, dar, da, să știi că multe dintre ele sunt catalogate de, cel puțin de către public, așa, adică sunt anumite înțeles. Producții, nu știam asta. Inclusiv pe posturile astea mainstream, care sunt catalogate așa, știi? Ce știu este că o telenovelă m-a adus pe mine pe scena teatrului și este un pic cum să-mi întors aici. Da. Deci nu știu exact. Nu, între telenovelă și teatru aș alege teatrul, dar... Dar n-ai spune nu, adică totul e până la scenariu, presupun. Adică ești deschisă să primești orice tip de scenariu și în funcție... Adică se poate întâmpla inclusiv într-un serial, dacă e un personaj pe care îl iubești, să... Și până la ce rezonează cu mine și cu principiile pe care le-am până acum în profesie și despre profesie. Uh-huh. Da. Ok. Și tu? Da, la mine ar conta foarte mult scenariul și rolul pe care l-aș avea. Pentru că, nu știu, nu aș mai face chiar orice, știi? Trebuie să fie ceva să îți placă. Să-mi placă, să mă scoată în evidență cumva, adică să nu fie ceva trecător, știi? Și să fie o poveste bună. Da, cred că aici e, de fapt, marea provocare cu poveștile bune ce vorbeam, știi? Da, să fie o poveste faină, care să merită să fie spusă. Nu doar de personajul meu, per total mă refer, știi? Contează chestia asta mult de tot. Și apropo de ce ziceai tu, Anca, de alegerile pe care le faci, că ai anumite principii în profesia asta, mi-aduc aminte că mi-ai povestit tu odată că ai refuzat să faci o reclamă la un produs tocmai pentru că nu era ce puteai tu să-i dai sau ce i-ai oferi vreodată fetiței tale. Deci asta mi s-a părut fenomenal. Da, a fost fenomenal, dar a fost fenomenal și felul în care m-am prezentat la acea reclamă, adică total dezinformată. Și a fost dintr-o lipsă de timp, mă rog, nu există scuză. Ok, m-am prezentat la acea reclamă complet dezinformată, m-am așezat la masă, am dat proba și mi s-a spus și acum torni praful în pahar. Și am întrebat ce praf? Păi praful de la sucul X cu... Și am zis... Okay, actor deci aici, dumneavoastră, reclama aceasta este, în reclama aceasta o să fie vorba despre un suc. Actor aici. Nu poți să faci așa ceva, nu poți să te duci. Adică și dacă faci asta, refuzul trebuia să vină înainte, a fost my bad. Nu se poate face așa ceva. Eu am toată aprecierea pentru oamenii care sunt super asumați și fac chestia asta, adică până la urmă a fost și vina lor că nu te-au anunțat. Nu. Eu sunt absolut convinsă că m-au anunțat și că am primit toate informațiile. Doar că eu am perioadă. Am perioade în care sunt un om extrem de neserios. Chiar am perioade în care sunt un om neserios și nu fac treaba cum trebuie și mă duc și nimeresc în situații de genul ăsta și apoi mai am și curajul să vin să mă laud că am refuzat o reclamă la un nu știu ce produs. Nu, dar eu stai puțin, mie nu mi-a rămas în minte. Asta mi s-a întipărit în minte faptul că ai refuzat reclama, ci motivul pentru care ai refuzat-o. Adică ai zis că, dom'le, cum să fac eu o reclamă unui produs pe care în viața vieții mele nu îl aș putea oferi copilului meu. Da, mulțumesc. Asta aș face și acum. Asta așa mi s-a este. Părut de apreciat. Este. Știi? Și eu am dat apreciat pentru chestia asta. Eu îmi simțit nevoia să, adică să până unde povestesc mergi, și despre partea comică și care nu poate fi apreciată și anume faptul că nu-mi focusem bine în temele. Auzi, dar apropo, și ne apropiem încet spre final, vreau să vă gândiți la una dintre cele mai amuzante lucruri pe care le-a trăit la filmări. Nu se poate să nu existe. În atâția ani, nu se poate să nu existe. O chestie așa de intrat în... Nu știu. Alexandru Papadopol, scenă cu palmă. Nu dădusem niciodată palmă până atunci și încă nu eram studentul NATC, deci nu aveam cum să fiu familiarizată cu tehnica. Și cred că i-am tras vreo 10 perechi de palme și am nimerit foarte, foarte ciudat, dar era enervant pentru el, nu pentru că l-am lovit, ci pentru că nu-l loveam, nici cum trebuie, nici unde trebuie. Era un fel de plici transparent de nimic. Și până la urmă mi-a explicat și a zis: te rog frumos, când dăm rec, îmi dai o palmă ca să putem să trecem peste scena asta. Am avut-o, nu mai știu la ce filmam, cred că Tot iubire ca în filme. Știu că am avut niște momente atât de frumoase cu Papadopol atunci. Am râs foarte mult și ne-am distrat și a fost foarte fain, dar la momentul ăla îl țin minte că l-am enervat efectiv. Pentru că nu am reușit să-i dau o nenorocită de palmă, o amărâtă de palmă mai exact.
Și într-un final mi-a explicat că trebuie să lovesc în zona dintre gât și mandibulă, unde se face spațiul acesta pentru că sună mai tare. Ce interesant. Da, și iată, așa am învățat să dau palme. Și le-a dat după aia. De la un extrem de nervos. Nu, a fost una și foarte bună. Am dat, da. Fain. Ela, ai? Da, cu siguranță. Probabil cea mai comică, între ghilimele, a fost când am uitat să intru în scenă. Și? E. Care au fost consecințele? Asta ne interesează. Norocul meu era că mai eram cu încă cineva cu care trebuia să intru și a intrat doar persoana respectivă și norocul meu este că n-aveam nimic de zis, doar de făcut o acțiune împreună cu persoana respectivă. Deci, momentele de genul ăsta, de obicei, un actor își dorește foarte mult să le încadreze în categoria vis urât, da. Știi? Vai, doar că ceva. Da. N-ai, când ai public în sală, nu. N-am trecut prin asta. Bine, cred că dacă poți totuși să fentezi în așa fel încât publicul să nu-și dea seama. Nu și-a dat seama nimeni, repet, noroc că nu aveam de zis. Că e incremenit. Băi, nu, am crescut pică cerul pe mine. Dar, mă rog, sunt fanii chestiile astea. Te rog frumos, povestește ce făceai. De ce ai uitat să intri în scenă? Băi, nu știu, vă zic eu de ce am uitat să intru în scenă. Mm-hmm. Eram însărcinată. Cu băițelul meu. Așa. Și m-a luat un cred somn. Cred eu că ceva se afectase la mine, se defectase la mine, că nu mai funcționam tocmai la fel. Eram mai visătoare, mai pierdută așa în spațiu, știi? Și a fost un moment în care Dumnezeu știe. De ce aveai o scuză, totuși? Într-un fel, dar n-aveam burta mare, eram la început, dar mă simțeam așa mai lasă-mă să te las, știi? Și cred că a fost un moment așa de visare, steam cu capul în sus, dar eram la baza scărilor, că aveam de urcat niște trepte, adică eu eram pregătită, să înțelegi. Erai da? Acolo în da, și situație. Și când o văd pe fata asta coborând, și mă întreb, făcea. Am crezut că mor. Am crezut că mor. Deci îmi venea să intru în pământ, dar ăla a fost singurul moment. Doamne, mulțumesc Dumnezeu. Ferească Dumnezeu să nu intri, dar ferească Dumnezeu să intri cu vreo două acte înainte de a-ți fi rând. Am auzit. Am auzit. Vai, da, am auzit. Băi, deci nu. Băi, dar sunt atât de multe povești. Da. Și sunt foarte amuzante. Da, și mi-a plăcut foarte tare un coleg de-a meu din spectacole, alt spectacol, mă rog. Era foarte în verbă și da pe scenă, eram în spate acolo și se certa cu nu știu ce parteneră și tralala și zice la un moment dat, tu nu vezi aici, nu știu ce, îmi fumez iarul ăsta și îmi beau și îmi citesc țigara asta și nu știu ce și a continuat și nici nu și-a dat seama, băi, am crezut că mă prăpădesc de râs, mă durea burta, adică eram, știi? Se întâmplă lucruri de care nu poți să fii conștient așa tot timpul, știi? Da, bine, știi cum e, că Freud le numește acte ratate, dar în actorie, de fapt, teoretic, se zice, și de asta v-am zis că i-am apreciat și pe ăștia mici din Haihui, că aveau soiul ăsta de inteligență, că improvizau în situație, știi? Chestia asta, să fii conectat non-stop. Că am fost și eu la spectacol, unde am văzut, era clar că erau anumiți actori care erau cu mintea cu totul și cu tot o altă parte. Bine, sunt convinsă că nu e cazul vostru. Să știi că se întâmplă și la scene mari. Eu am fost la un spectacol, la teatru mare. Și am stat, băi, credeți-mă, era un actor mare, cu o actriță mare. Și sunt sigură că i-aș uitase replica și am stat, cred că, câteva secunde bune cu toții și el a uita la ea și ea la el și el la ea și ea la el și noi la ei și așteptam până în sfârșit și-a să-ți aminte, știi? Că se întâmplă chestii normale. Erau buni și suflări ăștia la ceva. Da, cred că mai există, nu? Mai există, la Teatrul Național, la nu? Independent, nu. Nu mai există. La cum să nu? Eu mă gândeam așa ca și concluzie că odată trecute de stadiul de criză, toate lucrurile astea devin o parte delicioasă din profesia pe care o avem. Da, atât absolut. De delicioasă. Da. Așa cum la filmări sunt lucrurile din spatele camerelor. Da. Deci ți-am povestit la început când s-au făcut acele două grupulețe și auzeam cum povestesc, aveau și momente de genul acesta. Sau farse, diferite farse pe care și le fac actorii în scenă. Dar ceea ce mi se pare fabulos este că tu ți-ai urmat drumul ăsta și ai ajuns până la urmă acolo în mediul ăla și că a fost, cel puțin din ce ne povestești, peste așteptări. Pentru că se putea să fie sub așteptări.
Uite, știi? Să știi că acum îmi dau seama că sunt extrem de norocoasă, pentru că foarte rar mi s-a întâmplat să ajung să cred că este sub așteptări. E foarte ciudat. Și realizez acum că tot ceea ce mi s-a întâmplat, s-a întâmplat încet și sigur, dar s-a întâmplat până la urmă. Vezi, pește, la unii da, la alții bani. Nu. Dar nu, e așa de important să credem, să mergem până la capăt. Da, mi se pare foarte frumos. Da. Este. Bravo! Bravo! E bine că apreciezi chestia asta. Conștientizezi și apreciezi, știi? Că tot parcursul ăsta te-a dus mai departe. Dar nu, îmi dau seama că tot ce mi-am dorit am făcut până acum. Adică, într-un fel sau altul, cumva am reușit să fac asta. Este super, asta tot este ce super mi-am dorit important. Până acum, de acum încolo, ce frumos o să fie. Da. Da. Și eu o să știi că sunt foarte, foarte, foarte fericită cu tot ce am și mulțumesc lui Dumnezeu. Păi exact cum ziceam și la început, sunteți actrițe, sunteți mame, n-am prea povestit noi de treaba asta, cum se pacă una cu alta, dar mi-imaginez că este foarte greu. Nu, e foarte ușor. Încercați. Sigur. Mie nu. Adică... Să vedeți ce bine să doarme nopți. De la, bine, ea e mamă de doi. Noi mamă da, de unu. Da, știu și mamă de cinci și mamă de Toni Zaharia, care este mamă mică de cinci la Tatăl wow. Meu. Da, ai e și? Foarte ciudat. Și nimic. Și când lucrurile trebuie să se întâmple, se întâmplă. Cred că ești de chestie de cum te raportezi într-adevăr la lucruri. Cred. Bineînțeles că este și perioada asta. Dar eu am luat-o de mică. Am luat-o cu mine. Când am avut ce să fac, am luat-o cu mine și am... Ia, vezi, stai, nu știu ce, uite-te. Sau am lăsat-o singură acasă, i-am pus telefonul. Nu cred că e atât de greu totul, nu? Mi se pare... Nu, încercați. Haide, e frumos. Auzi, ia zi-mi, deci și cu asta închem. Dar trebuie, nu pot să te las să pleci să nu-mi spui. Măi, voi sunteți o familie foarte frumoasă și foarte exotică și trebuie să-mi povestești. În primul rând, mă interesează apropo de soțul tău. Da. Dacă el a fost cucerit de tine văzându-te pe scenă, adică cum s-a înfiripat toată treaba? Te-a văzut, te-a plăcut în postura asta de actriță? Nu. Nu, pentru că atunci eram la începuturi. Abia erai început, la Divertis? Nu, eram mai cu Călinescu, okay. Filmam pe atunci. Și filmam la platouri, el nu se uita, nu era interesat. Ne-am întâlnit printr-o cunoștință, pur și simplu. Să... Și știa că ești actriță când te-a cunoscut? Nu știa nimic despre mine. A trebuit să avem o întâlnire foarte scurtă, să-mi dea ceva prin cineva. Mă rog, a fost o încrengătură. Soțul tău trebuie să spunem că el nu este român. Nu, este din Sudan. Este din Sudan. Da, da, da. Și nu, l-a cucerit... Zăluc. Cabulozitatea mea. Nu știu, abar n-am. No, e plăcut probabil ceva. Bine, a fost reciprocă treaba, mă gândesc. Absolut, da. Ce interesant. Și aveți doi copii absolut superbi. Mulțumesc. Și el cum se raportează la treaba asta cu actoria? Te încurajează? Da, mă încurajează pentru că știe că asta îmi place să fac. Și mi-a zis, băi, nu-ți pierde concentrarea, fă ce-ți place, dacă ăsta simți tu că e visul tău, visează la asta și fă. Ok. Dar cum a evoluat? Deci atunci tu erai la începutul carierei. Mm-hmm. El, evident că mă gândesc că la a doua întâlnire a aflat totuși sau... Da, tu îi faci actorie și așa. Adică, presupun că omul și-a dat seama în ce se bagă. Da. Așa. Da. Și cât de repede v-a luat flama, v-ați căsătorit și... Ai, repede, tare. Noi, după ce ne-am cunoscut, am fost câteva luni bune doar amici și umblam într-un cerc comun de prieteni. Și tot, mă rog, tot încerca să aibă o altfel de abordare cu mine și eu nu, eram așa, mai zăludă. Și după aceea, după ce am început să ne întâlnim, la 6 luni ne-am căsătorit. Wow, ce rapid! Da, foarte. Și sunteți împreună de? 14 ani. Ok. Bun. Da. Wow. Da. Și când mi-ai spus că ai fost, tu de fapt la el ai fost, nu? Că da, ai fost în Sudan. Început. Da, de-ai da. Simțit, uite, foarte interesant da, că tu. E clar că e ceva acolo în moment ce îți dai seama care erau șansele ca un tânăr chipeș din Sudan să se căsătorească cu o româncă chipeșă din Iași, zicem. Și mai mult decât atât, tu ducându-te la el acasă, să simți că ești acasă. Da, să mă simt ca acasă, da. Wow, incredibil. Cu siguranță sunt așa niște... A fost destinul. Da, sunt niște lucruri neștiute și nevăzute. Na. Deci este clar că ce ați zis mai devreme,
chiar aveți tot. Adică mi se pare că și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am și voi sunteți niște femei super împlinite și pe partea de familie, o fetiță absolut superbă, am văzut-o la premieră și eu așa simt că o să-ți urmeze. Adică la ce-mi povestești tu despre ea, cred că o să meargă pe, nu pe urmele tale, ea o să meargă pe calea ei, dar cred că tot da, pe da, partea asta artistică, ți-am zis, la cum te privea la premieră, adică e clar că e o fascinație acolo. Tu tot așa, e o familie superbă și numai, dar sunteți două femei super talentate și mă bucur că v-am cunoscut și că ați acceptat să veniți astăzi aici. Mulțumim pentru invitație. Mulțumim. Mult de tot, Irina, este și... minunat ce faci. Absolut. Încercăm. Minunat. M-am bucurat foarte mult la prima ediție, să știi. Da? Mă bucur că te-ai uitat. Da. Wow, ce tare. Foarte frumos, minunat. Vă mai chem, mai facem. Da, aștept să vă chem pe platoul de filmare. Asta mi-aș dori, da, să... și noi. Asta îmi doresc foarte mult. Și noi. Am scris un scenariu, vedem, acum știți cum e, cu finanțările mai greu, dar... Acum am prins-o! Ne asta chinuim. E castingul, Anca! Ai de dat fapt. Tot ce ai avut mai bun sau nu? De fapt. Asta da. E! Vă știu, v-am văzut și chiar... Acum, fără, nu este un mod de a vă peria, vă spun sincer, pentru mine este... Un super privilegiu că v-am avut pe toți în filmul ăsta. Adică a fost ceva nemaipomenit că v-ați alăturat proiectului ăsta, care este un pariu până la urmă. Și vreau să închem așa pe o notă simpatică, pentru că Hai Hui încă mai este în cinematografe. Și să faceți un îndemn fiecare la camera. Ne ajuți tu să ne spui. Da. Așa. Să continuați fraza sau să spuneți. Veniți la Hai Hui pentru că... Pentru că sunteți puși în niște situații extraordinare prin care trec niște copii și o să vă simțiți exact, exact ca în copilărie. Ok, veniți la Hai Hui în timp pentru că... pentru că oricine își dorește să călătorească în timp ca să se regăsească. Ce frumos, vă mulțumesc din suflet. Și noi mulțumim. Aș mai fi stat cu voi, dar știu că tu trebuie să fugi la un eveniment, tu da. Trebuie să fugi tu la un alt eveniment, toată lumea are treabă în aceasta, este și nebunia asta acum în perioada asta, dar vă mulțumesc mult și sper să mai veniți, dacă vă mai chem, să vă rup din proiectele voastre, să mai stăm de vorbă. Da. Că doar am început așa un pic niște subiecte, dar puteam să ne ducem mult mai departe. Și ce să vă urez? La cât mai multe spectacole, la cât mai multe filmări și eu promit solemn că o să vin să te văd în spectacolul de care ne-ai mulțumesc. Povestit. Și o să vin și la tine, Anca, să te văd. Te aștept cu drag, Irina. Și toată lumea să vină să le vadă pentru că sunt extraordinare. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. Să nu uit poezia. Și dacă v-a plăcut, să dați, că așa am învățat că se zice, un like, un share și un subscribe la acest canal minunat, unde o să mai invit oameni din filmul Hai Hui și nu doar. În 2023 probabil că o să mai invităm și oameni care nu au jucat în Hai Hui, dar de la care aș vrea să aflu cât mai multe lucruri interesante. Cam asta a fost. Pa! Pa! It's a wrap. Yay! Wow! M-am chinuit mult, știu, well. Nu, ei!